emisiune. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară am invitat în studio Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnul ministru al finanțelor, Decebal Traian Remeș, și pe domnul Viorel Cataramă, fost vicepreședinte PNL. Mai sunteți vicepreședinte, domnul? Mai sunt, cel puțin până la viitorul Consiliu Național. Colegii mei au două, mi-au făcut două dosare. Unul, sau v-au făcut două dosare. Unul de la emisiunea, pentru emisiunea de ieri seară, în care dumneavoastră n-ați apucat să veniți, și acolo scria Viorel Cataramă, vicepreședinte PNL, membru în birou permanent central PNL, membru al Comisiei Economice, președintele Comisiei Economice din Senat, consilier al Ministrului Finanțelor. Sunteți consilier? Corect. Corect, da? Iar în seara asta scrie Viorel Cataramă, senator PNL, președintele Comisiei Economice din Senat. Deci s-ar părea că în urma întrunirii biroului permanent de ieri seară, problema cu vicepreședintele partidului e de discutat. Am primit întrebările dumneavoastră pentru domnul ministru Traian Decebal Remeș și a sunat într-un număr foarte mare la telefonul pe care l-am anunțat aseară. Vă rugasem să sunați începând cu astăzi, n-ați mai avut răbdare și ați sunat începând cu aseară. Nu-i nimic, cele mai, toate întrebările dumneavoastră sunt, au fost scrise, au fost preluate de colegii mei și să sperăm că vom avea timp în această seară să-i le adresăm domnului ministru. Domnule ministru, ați votat pentru ca domnul Viorel Cataramă să nu mai fie vicepreședinte al partidului pe o perioadă de un an sau împotrivă? Domnul Cataramă e vicepreședinte al PNL-ului din punctul meu de vedere și deși pe dosarul din seara asta ziceți că n-ați scris, este consilierul de nădejde al Ministrului Finanțelor. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară am invitat în studio Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnul ministru al finanțelor, Decebal Traian Remeș, și pe domnul Viorel Cataramă, fost vicepreședinte PNL. Mai sunteți vicepreședinte, domnul? Mai sunt, cel puțin până la viitorul Consiliu Național. Colegii mei au două, mi-au făcut două dosare. Unul, sau v-au făcut două dosare. Unul de la emisiunea, pentru emisiunea de ieri seară, în care dumneavoastră n-ați apucat să veniți, și acolo scria Viorel Cataramă, vicepreședinte PNL, membru în birou permanent central PNL, membru al Comisiei Economice, președintele Comisiei Economice din Senat, consilier al Ministrului Finanțelor. Sunteți consilier? Corect. Corect, da? Iar în seara asta scrie Viorel Cataramă, senator PNL, președintele Comisiei Economice din Senat. Deci s-ar părea că în urma întrunirii biroului permanent de ieri seară, problema cu vicepreședintele partidului e de discutat. Am primit întrebările dumneavoastră pentru domnul ministru Traian Decebal Remeș și a sunat într-un număr foarte mare la telefonul pe care l-am anunțat aseară. Vă rugasem să sunați începând cu astăzi, n-ați mai avut răbdare și ați sunat începând cu aseară. Nu-i nimic, cele mai, toate întrebările dumneavoastră sunt, au fost scrise, au fost preluate de colegii mei și să sperăm că vom avea timp în această seară să-i le adresăm domnului ministru. Domnule ministru, ați votat pentru ca domnul Viorel Cataramă să nu mai fie vicepreședinte al partidului pe o perioadă de un an sau împotrivă? Domnul Cataramă e vicepreședinte al PNL-ului din punctul meu de vedere și deși pe dosarul din seara asta ziceți că n-ați scris, este consilierul de nădejde al Ministrului Finanțelor. Asta vă dați seama că m-a obligat să fiu lângă dânsul, cum și dumnealui a fost întotdeauna
lângă mine de când ne cunoaștem. Da, dar nu mi-ați răspuns dacă ați votat pentru suspendarea domnului Cătărama sau împotriva suspendării. Înțeles că au fost 4 voturi pentru domnul Cătărama și restul au fost împotrivă. Eu n-am înțeles că am votat așa ceva. S-a votat dacă va fi sau nu pusă în discuție această problemă la Consiliul Național. La Consiliul Național. Și ați votat pentru a fi pusă... Pentru a fi pusă în discuție la Consiliul Național. Ah, deci ca să fim foarte exact, s-a votat ca biroul permanent să propună Consiliul Național prin președintele partidului suspendarea mea din funcția de vicepreședinte și membru a biroului permanent pe timp de un an. Uh-huh. Și dumneavoastră ați votat pentru sau împotrivă? Eu am votat împotrivă și susțin și am susținut și în cadrul ședinței biroului permanent că nu sunt motive rezonabile pentru aplicarea unei astfel de sancțiuni, dar nu doresc în niciun caz să comentez mai mult decât este cazul, nici să dau o tentă personală acestei decizii, întrucât Partidul Național Liberal nu are nevoie de conflicte interne în acest moment. Ați hotărât dumneavoastră că nu are nevoie, da? Din punctul meu de vedere, sigur. Da. Haideți să pornim de la această declarație pe care a făcut-o aseară, comunicatul pe care l-a dat aseară Partidul Național Liberal în legătură cu legea bugetului pe 1999. La punctul 2 se spune, în privința veniturilor bugetare, PNL a inițiat un proiect de lege pe care îl propune în procedură de urgență pentru reducerea cu 50% a impozitului pe profit, respectiv de la 38% la 19%, cu suspendarea concomitentă a facilităților fiscale discriminatorii acordate în ultimii 9 ani grupurilor de interese speciale. În acest fel se va menține deficitul bugetar prevăzut. Vă rog să comentați acest punct, domnule ministru Remeș. Eu nu am dreptul să comentez actele partidului meu. Sunteți totuși ministrul finanțelor și acest lucru are legătură directă cu ministerul pe care dumneavoastră îl conduceți. Sunteți pentru acest punct? Prin parlamentarii săi, Partidul Național Liberal, ca oricare partid parlamentar, poate să vină cu inițiative legislative. În dorința de a veni în sprijinul agenților economici cu un comportament fiscal normal, colegii mei, o parte dintre ei și unii dintre economiștii care fac parte din Comisia Economică, nefiind în birou permanent sau nefiind parlamentar, au considerat binevenită o măsură de relaxare fiscală, așa putem citi acea reducere a impozitului pe profit la jumătate, dar pentru a nu fi majorat eventualul deficit al bugetului pe anul în curs, s-a venit cu o contramăsură, cred eu, normală, cel puțin pentru marea majoritate a acestor facilități, cerându-se anularea lor. În felul acesta se pierde în faza de reducere a impozitului pe profit oarecare sumă la venituri, jumătate față de cât apreciem noi, circa 12.000 de miliarde care ar putea să fie impozitul pe profit în anul acesta. Și reducerea și prin eliminarea facilităților se câștigă pe de altă parte o sumă aproape în echivalent. Rămâne, după calcule pe care le-au făcut colegii mei, eu cred că sunt destul de corecte, de acoperit o diferență de circa 1.700 de miliarde prin alte măsuri, ținta fiind ca primă măsură o mai bună colectare a impozitelor și taxelor și o recuperare din arierate. Nu am principial niciun fel de împotrivire unei idei care înseamnă o reducere a poverii fiscale dacă această măsură este posibilă într-un anume moment calendaristic.
Am înțeles, dar dumneavoastră ați fost unul dintre cei care erau pentru facilitățile fiscale, numite acum facilități fiscale discriminatorii în acest comunicat, acordate în ultimii 9 ani grupurilor de interese speciale. Chestiunea este în felul următor, domnule, că atâta timp cât toți agenții economici sunt tratați pe picior de egalitate, prin facilitate fiscală, eu înțeleg o ușurare a poverii fiscale pentru viața economică românească. Documentul se referă, și de aceea le numește discriminatorii, la facilități fiscale care se adresează unei anume zone din economie, unui anume gen de comerț, unui anume gen de producție, sau pur și simplu sunt enumerate pe liste anumite produse. Într-un asemenea caz, nu beneficiază în egală măsură toți agenții economici, ci numai acei agenți economici care, în obiectul lor de activitate, au produsele în cauză sau sunt în ramura la care s-a adresat facilitatea fiscală. De aceea le-au numit discriminatorii, de aceea s-a făcut referirea la faptul că au fost impuse în timp urmarea unor jocuri, în ultimă instanță rezolvate politic, dar a unor jocuri de interese ale grupurilor din spatele acelor facilități. Domnul Cataramă face parte din aceste grupuri? Domnul Cataramă este un liberal. Asta știm că e liberal. Veritabil și da, domnia sa s-a bătut pentru facilitățile acordate investitorilor, domnule ministru. Eu îi doresc în continuare succes în toate bătăliile pe care le poartă, inclusiv această lege care a creat atâta vâlvă, avea în spatele ei un anume gen de interese, dar la o foarte largă categorie de agenți economici și vin și spun că nu poate să fie în fond neapărat acuzată, pentru că oricare dintre agenții economici, dacă își exprimau practic voința de a reinvesti, aveau deci accesul la această facilitate. Depinde, în schimb, de comportamentul pe care această lege îl permitea, dar comportamentul pe care agenții economici și l-ar fi dovedit în practică. Deci nu mi se pare de natura facilităților la care se referă documentul PNL de aseară. Haideți să vedem ce spune și domnul Cataram în legătură cu acest subiect. Deci, domnul Tucă, sigur că eu voi susține în Parlament inițiativa Partidului Național Liberal de diminuarea impozitului pe profit cu 50% de la 38 la 19. Un lucru cert. Nu cunosc exact care sunt facilitățile discriminatorii de care se discută, deci nu mă pot pronunța, dar vreau să spun un singur lucru. Ne aflăm în fața unui paradox, după părerea mea. Până acum în România, nimeni, din câte mi-amintesc eu, nu a cerut reducerea impozitului pe profit cu o anumită cotă procentuală. Nimeni, dar absolut nimeni, nu a solicitat acest lucru. Nu spun că nu e un lucru rău și, repet, voi susține orice reducere de fiscalitate și de impozit, cel puțin eu voi susține. Dar se pune problema despre interesul național, economiei naționale. Când se vorbește de o relaxare fiscală, ea trebuie interpretată cel puțin în două feluri, în funcție de situația în care se găsește economia acelei țări. În prima situație ne găsim în fața unei relaxări fiscale ca urmare a necesității pentru o economie de a avea investiții mai multe, exporturi și un sector particular, întreprinderi mici și mijlocii cât mai puternice. Asta este situația României. Prin urmare, când discutăm despre susținerea economiei naționale pentru o țară aflată în situația României,
Trebuie să gândim facilități fiscale pentru investiții, exporturi și întreprinderile mici și mijlocii îndeosebi. În acest punct de vedere, Ordonanța 40, Ordonanța 92 privind investițiile directe, face mențiunea expresă numai pentru investiții. Pentru că investițiile înseamnă noi locuri de muncă, înseamnă venituri directe și indirecte la bugetul statului, consolidarea sectorului particular și îndeosebi a întreprinderilor mici și mijlocii. Și acele facilități trebuie date cu obiective precise, pentru a se obține ceva precis. Asta este cazul României. Mai este un motiv pentru care se pot acorda facilități fiscale. În economii consolidate, unde bugetul nu are probleme grave cu plățile, în a efectua plățile, cheltuielile, atunci aceste facilități se dau pentru creșterea consumului. Ori această propunere de reducere pur și simplu a impozitului pe profit, pe care, repet, nimeni n-a cerut-o, se face în momentul în care dorești să stimulezi consumul. Ori în România noi dorim să stimulăm exporturile, investițiile și întreprinderile mici și mijlocii. Din acest motiv, sigur că voi susține, pentru că este o hotărâre a biroului permanent, dar eu la vot m-am opus. V-ați opus la m-am opus, vot? M-am opus pe aceste considerente și vreau să-i spun domnului ministru că este o contradicție în ce a spus. Dacă vorbim de măsuri discriminatorii și că nu trebuie să existe pentru anumite activități sau pentru anumite categorii, în funcție de domeniul de activitate, facilități sau dezavantaje, atunci putem considera că toți cei care fac comerț cu alte produse decât cafea, tutun, alcool, sunt discriminați, în sensul că ei nu plătesc taxele pe care anumiți comercianți în acest domeniu trebuie să le plătească. Deci iată că tocmai Ministerul Finanțelor impune sau promovează o măsură discriminatorie, pentru că nu poți compara niciodată, egal și după aceiași parametri, comerțul, spre exemplu, cu cămăși, cu comerțul cu alcool. Deci viața, realitățile economice arată că sunt absolut obligatorii anumite legislații diferențiate în funcție de domeniul de activitate. Și eu sunt împotriva discriminărilor și eu sunt pentru tratament egal. Dar nu poți să compari niciodată că pe baza acestui tratament egal ar trebui să pui un boxor de categorie grea cu unul de categorie muscă să lupte, că tot box este. Prin urmare, aceste facilități au fost acordate și vor mai fi acordate pentru a sprijini anumite domenii de activitate și anumite categorii speciale. Dacă interpretăm altfel, atunci nu mai are rost să ne așezăm la masă cu uzinele Renault care doresc să investească la Dacia dacă se obțin anumite facilități pentru industria constructoare de mașini, dar eu de altfel le-a obținut între timp. Și așa mai departe. Și să mai întâmplă un lucru extrem de grav. În momentul de față, facilitățile pentru investiții, exporturi și întreprinderile mici și mijlocii din legea 90, din ordonanța 92 există. Sunt aplicabile. Corect. De altfel, și facilitățile pentru exporturi. Dacă noi anulăm aceste facilități, și sigur, există o voință politică, poate să fie anulate, deși eu nu cred, și sperăm într-o înlocuire printr-un program, printr-un proiect de lege care poate să fie dezbătut în Parlament și adoptat și în anul 2000, înseamnă că noi, practic, creăm o perioadă de timp într-o situație extrem de grea în care investitorii și mai ales sectorul particular și întreprinderile mici și mijlocii sunt lipsiți de toate mijloacele de a avea o activitate de investiții, de exporturi, de consolidare, de acumulare de capital cât de cât rezonabilă. Haideți să ascultăm și punctul de vedere al domnului ministru. Ca o replică la ceea ce a spus domnul Pentru că Viorel i-a făcut plăcere să încerce să mă corecteze, mă văd obligat să-l corectez și eu. Pur și simplu a făcut o greșeală scăpându-i expresia. Dacă e vorba de discriminare, nu-ți discriminați cei la care nu se aplică ordonanța la care s-a referit, ci aceia la care se aplică, pentru că ei plătesc în plus. E vorba de o discriminare, în esență. Dar chestiunea asta altfel. Acele taxe de autorizare nu intră și nu trebuie citite ca plus de impozitar. Acele taxe de autorizare au un rol foarte important. Să verificăm dacă actorii economici din domeniul respectiv au
acte de existență. Eu am fost și Ministerul Finanțelor foarte criticat că în câteva zile le-am cerut să facă circa 8 acte pentru a le putea da autorizare. E o greșeală de fond, gravă. Nu le-am cerut să facă decât un singur act, cerere de eliberare a autorizației, certificat de matriculare, certificat fiscal, autorizații sanitare. Astea ori le au respectivii agenți economici, ori, așa cum am afirmat de atâtea ori, ei activau ilegal pe piață. Pe de altă parte, acele autorizații au rostul de a obliga concomitent pe doi agenți economici care intră în relație comercială să se verifice și să aibă certitudinea reciprocă că și celălalt agent economic este legal, este înregistrat și activează în baza unor drepturi legale pe piață. Deoarece, în lanțul acestui gen de afaceri, au intervenit ca practică absolut curentă, mereu, firme efemere sau firme fantomă. Și atunci, și acest lucru trebuie să-l înțeleagă agenții economici și din domeniu și din restul activităților, fuga spre piața gri, spre piața neagră, fuga în evaziune, a obligat statul, a obligat guvernul, a obligat parlamentul să impoziteze mai apăsat pe aceia care au rămas la lumina zilei. Dar parlamentul nu-l băgați aici, că nu are nicio legătură până una alta. Păi dacă ne are, are legătură parlamentul prin legile pe care le-a dat, nu în domeniul acesta, păi legile care le-a dat în vederea susținerii. Ne referim la ordonanța numărul 50. În momentul în care această ordonanță a început să aibă efect pe piață și se va ajunge cu această ordonanță în Parlament și va fi votată altfel decât arată acum ordonanța, Parlamentul poate să însemne că e împotriva acestei ordonanțe 50. Ce se va întâmpla cu efectele? Eu însumi aș putea vota în Parlament altfel această ordonanță. Așa? Dacă vor îmbunătăți-o colegii mei în Parlament. Nu, dar dacă se va renunța la aceste taxe, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu cei care au plătit taxele? Nu e nicio tragedie, domnule Tucă. Ori și ce se poate modifica în Parlament este dreptul suveran al organului legislativ. Urmările care vin înseamnă un plus sau un minus la veniturile bugetare. În ideea în care... priviți acest lucru, vorbim doar despre venituri bugetare. Gândiți-vă la oamenii care au societăți comerciale și care plătesc toate aceste taxe și într-o dată ele se anulează. Păi dar nu o să fie primul act în ideea în care se întâmplă ceea ce profețiți dumneavoastră. De când ați ajuns la putere, sunt foarte multe acte, De când am ajuns la putere eu sau de când a ajuns la putere convenția? De când avem Parlament în România, sunt foarte multe acte care suferă modificări, sunt îmbunătățite sau sunt, din potrivă, stricate în procesul legislativ din punctul de vedere a unuia sau altuia. Nu o să fie acesta primul, nu o să fie ultimul. Mie îmi pare rău că se poate și această ordonanță înscrie într-un lanț de acte legislative care suferă N modificări, dar nu fac altceva decât o constatare. Și nu pot lua această chestiune deloc în tragic. Vă rog. Deci, domnul ministru, sigur că ordonanța 50 are și lucruri bune. Sigur că ideea de la care s-a pornit este generoasă. Să se reducă evaziunea fiscală și activitățile cu aceste produse care au loc în economia subterană. Astea sunt aspecte pozitive cu care cred că toată lumea este de acord. Unde intervin anumite aspecte care, de fapt, au generat aceste polemici? În primul rând, nu este vorba de obținerea unei autorizații, pentru că se poate accepta ideea că pentru anumite categorii de produse trebuie o autorizație suplimentară decât cea care ți-o dă justiția în registrul comerțului pentru a face comerț cu anumite produse.
Există și în alte țări, și în alte domenii. Putem să discutăm și despre comerțul cu armament, dacă vreți, unde trebuie o autorizație specială peste autorizația care ți-o dă justiția. Dar aici intervin două aspecte care, după părerea mea, nu sunt în regulă și au generat aceste nemulțumiri. Unu, pentru a obține aceste autorizații e nevoie să plătești o taxă, deci o creștere de fiscalitate pentru anumite categorii de comercianți, care în acest fel sunt discriminați. Una este să obții o autorizație suplimentară și alta este să obții acea autorizație contra unor taxe suplimentare, care încarcă, dacă vreți, prețul produsului. În al doilea rând, și care, lucru care mi se pare mie cel mai grav, este că se încearcă limitarea numărului de comercianți. Acea cifră faimoasă 15. Și aici este un pericol foarte mare, pentru că există riscul apariției unor poziții de monopol, unde? În domeniul comerțului cu tutun, alcool, cafea. Sigur, dacă e nevoie de o taxă de autorizație și trebuie să îndeplinești anumite condiții ca să faci comerț cu anumite produse, e o chestie care poate fi înțeleasă. Dar să restricționeze activitatea unor companii care au autorizația, aprobarea justiției și avizul justiției ca să facă comerț cu astfel de produse, mie mi se pare o îngrădire a unor drepturi și libertăți. Pentru că, în esență, limitarea acestui număr va naște și probabil că vom avea o discuție foarte importantă cu Consiliul Concurenței în această chestiune, poziții de monopol în niște domenii foarte sensibile. Nu are justificare economică limitarea numărului de comercianți la nivel național sau la nivel de județ. Asta este chestiunea care a fost luată în discuție. Și în momentul în care nu se analizează foarte serios, vedeți că au născut proteste, pentru că nimeni nu a protestat pentru că are nevoie de o autorizație suplimentară pentru a desfășura această activitate. Unii au protestat pentru taxele care se impun, dar marea majoritate au protestat pentru restrângerea dreptului de a face comerț, deși au fost autorizați de către justiție. Asta este, după părerea mea, un lucru de discutat și foarte serios. Domnul Cătăra, în multe dintre discuțiile noastre, dumneavoastră făceați pe care eu l-am apreciat. Scoteați calculatorul și introduceați cifrele acolo, că vă place de multe ori să fiți exact. De data asta nu v-a mai plăcut să fiți exact. Limitarea actului de comerț, vorbiți dumneavoastră. La alcool, această limitare care mi se reproșează înseamnă în cazul în care, și România are mai mult și vor fi autorizați mai mult, 100 de producători de alcool și 15 importatori, ajungem la cifra de 570 de români pe un angrosist. Iar în cazul minimului minim, la 100 total fiind producătorii de alcool cu importatori, cu tot, ajungem la o încărcătură de români pe angrosist în domeniu de 978 de cetățeni, cu copilul de țâță, Viorel, cu tot. Dacă centrele de pâine din România, dacă centrele de lapte din România sunt mai dese decât angrosiștii pe care îi permite Remeș, care aduce atingere lanțului și libertății comerțului, decât angrosiștii, atunci ai și tu dreptate. Am apăsat cu fiscalitate. Tot la calculator e bine să ne ducem și să zicem 50 de milioane la capacitatea în cauză. 200 de milioane la capacitatea în cauză, 350 de... Astea sunt taxele la producătorii de alcool. Și vei constata, Viorel, și nu mi-e jenă să fac asemenea mari majorări de prețuri, că încărcătura pe litru de alcool este între 0,05% și 0,18%. Verificați aceste calcule. Înseamnă un 25%, adică de la 12,50 lei până la maximum 50 de lei la cea mai mare încărcătură pe un litru de alcool de 96 de grade, la 27.000 de lei. Dar, domnilor, ne putem duce pe toată etapa. Faptul că am scos posibilitatea intermedierii repetate, reducând lanțul la strictul necesar, am scos acele verigi căpușă
care nu fac altceva, pentru că ți-ai dovedit grija față de consumator, nu fac altceva când se mută marfa de la comerciantul A la B, de la B la C, de la C la D, și abia al 27-lea comerciant o vinde la teșghea sau ne-o toarnă nouă în pahar când ajungem pe scaunele taxate de Remeș, reducerea la 4 înseamnă eliminarea a N momente de încărcare. Prețul final va fi mai mic, Viorel. În ce privește acea mult hulită taxă pe scaun, da, este extraordinar de mare. Adausul comercial pentru un pahar de apă minerală la adausuri comerciale calme, liniștite. În ideea în care umblăm în localuri bune și adausurile comerciale sunt sute de procente, e vorba de o gură de apă minerală. Dar pentru a vedea aceste lucruri, trebuie să se întâmple numai două chestiuni. Unu, să citim cap-coadă și pe urmă să calculăm judecând lucrurile în realitatea lor aritmetică. În cazul în care citim comentariile de presă ale acelora care și ei le-au făcut necitind actul legislativ, cădem într-o greșeală. Mie îmi pare rău. Matale, ca și consilier al Ministrului Finanțelor, puteai să fii și obligatoriu trebuia să fii o idee mai documentată. Altfel, repet încă o dată, ești consilierul de nădejde al ministrului, dar sper să mă ajuți mult mai bine în viitor, că asta ți este rostul acolo. Plusarea veniturilor bugetului și o mai bună, mai echitabilă și mai acoperitoare împărțire a cheltuielilor. Deci, domnul ministru, vreau aș vrea să fac zice, domnul ministru, ca un și scurt comentar. Eu cunosc această ordonanță, am citit-o așa cum a fost ea publicată. Sigur, nu cunosc calculele care s-au făcut în spatele ei, dar cunosc... Nu în spatele ei, înainte de a fi emisă. Înainte de a fi emisă. Am judecat, am calculat, pe urmă am trecut la scris. Ceea ce vreau eu să spun, dumneavoastră vorbiți de prețurile finale, de faptul că adaosurile sau rata profitului celor care fac acte de comerț este foarte mare, e prea mare, e suficient de mare sau e suficient de mică. Domnul ministru, suntem într-o economie de piață liberă unde prețurile finale pe piață nu se reduc decât prin concurență. Concurență care înseamnă creșterea calității și reducerea prețului. Numai prin astfel, prin crearea cadrului pentru o astfel de concurență, se reduce în final prețul pe piață. Dacă limităm numărul celor care fac acte de comerț, dacă punem taxe, impozite și accize mai mari decât poate suporta salariul unui român, efectele se văd în economia de piață subterană. Dar nu iau banii aceștia de la salariați, Viorel, și n-am limitat numărul acelora care fac acte de comerț. Din nou ești în greșeală. Am limitat numărul acelora care în acest domeniu pot intra reciproc în acte de comerț. E cu totul altceva. Dacă în grădire, repet, și te rog să faci acest calcul. Dacă în grădire este existența pe piață a circa 38.000 de angrosiști, la atâta permite această înmulțire a lui 15 cu rezultatul înmulțirilor anterioare. Angrosiștii, detailiștii pot să fie până la limita celor 23 de milioane de români, dacă prin actele anterioare nu le-a interzis justiția să practice comerțul. Dacă nu sunt hoți sau știu eu ce alte categorii. Am limitat nu numărul de agenți economici, ci numărul cu care pot intra reciproc în relație. De ce? Pentru a-i face verificabil. Acest număr pe care tu îl acuzi ca fiind limitat este de N ori mai mare decât numărul controlorilor din finanțe. Și nu este singurul domeniu în care se produce evaziune fiscală. Pentru că au venit sindicatele din Morăriți și Panificație. Și au zis, domnule Remeș, o singură ladă de pâine dimineața este alimentat punctul de pâine din București, de pe ce stradă vreți dumneavoastră, în cursul zilei de câte ori e nevoie. Lada-i plină dimineața, lada-i plină seara, ăla își umple teșgheaua de bani. Și pe noi, zice, ne obligă să ne reducem
activitatea. Același lucru se întâmplă la carne și produse din carne, același lucru se întâmplă în industria lemnului, unde începem să furăm lemnul de pe picior. Până când îl finalizăm în procesul de producție, nu avem a ne atinge de oamenii cinstiți și de agenții economici cinstiți. Noi avem a ne atinge de evazioniștii fiscali. Pe acești evazioniști vom încerca să-i limităm sau să le facem viața grea. În ideea în care dispar de pe piață, nu e nicio problemă. Mai sunt morți în România fără cruci. Vor fi și aceștia niște morți fără cruci. Deci, domnul ministru, sau îi obligăm, și de fapt asta ar fi onorabil și din partea dumnealor, să iasă la lumina zilei, să-și facă toate înregistrările în evidența contabilă, să nu distrugă acte, să binevoiască a trece, că așa este normal într-o țară civilizată cu economie bună, plățile prin conturile bancare unde rămân urme, și să-și plătească dările către stat. Repet încă o dată, Viorele, nu ne adresăm salariaților. E un alt câmp de activitate și nu-l privește de data asta pe ministrul finanțelor sau instituția Ministerului Finanțelor. Noi ne-am adresat unor actori dintr-un anume domeniu economic, nu bănuit, știut de către toată lumea, ca fiind beneficiarul unor sume imense. Și mai vin și spun un lucru și asta n-ați vrut să-l vedeți, s-a introdus o chestiune un pic mai specială în ce privește comportamentul fiscal pe care îl pretindem acestui gen de agenți economici. Plecând de la ideea că dimineața putem avea porumb în siloz, iar peste 3 zile băutură în rap sau în pahar, și toate plățile se fac ca regulă, indiferent de mărimea lor, în numerar sau prin avans, dacă se dau prin bancă, pentru că aceste produse au valoarea aurului, domnul Viorel, și se vând cu adă și na. Nu se vând pe așteptare ca și tabla de la Sidex. Nu se vând pe așteptare ca și curentul electric al Renelului sau ca și gazul Romgazului. Existând banii, aceștia trebuie să-și plătească și nu le mai îngăduim o întârziere decât de 31 de zile după datele de scadență ale datoriilor. Au întârziat peste 31 de zile, de aceea ne-a mai trebuit încă o dată, subliniez, autorizație, le tăiem dreptul la existență, le luăm autorizația. Vor veni a doua zi cu banii, plătesc din nou autorizație, pot activa din nou. Ce se întâmplă? Și asta ne-o spun statisticile, că noi ne-am apropiat de fenomen. Dumnealor captează acești bani, parte dintre ei se cuvin bugetului de stat, dar în loc să plătească bugetul de stat, fac împrumut fiscal, refuzând voluntar, nu din lipsă financiară, să-și facă plățile și între timp achiziționează active dintr-o parte, din alta, își depun sumele în depozite bancare, la dobânzi foarte frumoase, și toate astea sunt în dauna unuia ca și tine sau altuia, dacă este agent economic onorabil și de lumina zilei. Și în dauna cetățeanului român, că nevenind banii la bugetul de stat, bugetul fuge și el la bancă și zice, dă-mi împrumut. Și banca spune, dăm dobândă. Aceste dobânzi le plătește cetățeanul român ulterior, din alte impozite și din alte taxe. Și până la urmă, dacă mergem pe lanțul acesta bezmetic, tot împrumutându-ne, ajungem la situația aberantă. Luăm biruri și taxe și impozite de pe oameni ca să plătim dobânzi la bănci. Nu se putem alimenta nevoi stringente ale societății românești. Eu unul refuz să lucrez în ideea de a îndatora mai mult societatea românească. Ca atare, știind unde sunt bani, am început să mă apropiu de asemenea domenii de activitate, de asemenea genuri de afacere. De ce se țipă tare? Pentru că s-a ajuns la buzunarele unora care n-au dat, nu le-a plăcut să dea, nu place nimănui să dea. Dar unii o mai înghit și unii au început să se comporte normal.
Cei care țipă foarte tare acum n-au avut acest obicei de a-și plăti și ei mica datorie sau mai marea datorie, funcție de mărimea afacerii, către statul român, care, sub o formă sau alta, îl ajută. Că îi școlarizează copiii, îi duce la serviciu militar copiii când devine vremea, le deschide cabinetele medicale și așa mai departe. E ați foarte bine că ați pledoaria domnului ministru. Am ascultat pledoaria 50. Și așteptăm replica domnului. Și vreau să spun câteva lucruri. Sigur că direct nu afectează salariații, dar ei sunt afectați în primul rând prin creșterea prețurilor. Asta e numărul 1. 2. Prețurile vor scădea, Viorel, și vor scădea substanțial în momentul de liniștire, înainte de finalul acestei luni, în mod categoric. O să vedem, deocamdată n-au scăzut și eu sunt sceptic că vor scădea. Altă chestiune importantă. Vedeți, dumneavoastră, noi avem o legislație care, trebuie să recunoaștem, încurajează nemunca și activitatea subterană. Și pentru a putea să venim prin măsuri care țin de principiile economiei de piață liberă, trebuie să pornim de la anumite considerente. Că salariul în România nu este decât 100, să spunem, 150-200 de dolari. Spre deosebire de alte țări, unde salariul este de 2.000-3.000 de dolari pe lună. Ori noi avem tendința să stabilim la unele produse care să cer, prin taxe, impozite și accize, prețuri finale pe piață comparabile cu cele din țările unde salariul este 2.000-3.000 de dolari. Dar nu vorbim de benzină acum. Nu vorbesc de, nici nu mă referam la benzină. Dacă doriți, mă pot referi concret la un pachet de țigări, la prețul unui pachet de țigări. Deci nu vorbesc de benzină. Și este evident că în momentul în care prețurile, există o asemenea discrepanță între nivelul salariilor și prețurile finale, ele nu pot fi plătite și atunci automat aceste activități se îndreaptă spre economia subterană. Sunt nenumărate discuțiile care le-am avut înainte de a fi dumneavoastră ministru cu specialiști din Ministerul Finanțelor, în momentul în care pe anumite categorii de produse din această gamă s-au pus accize și taxe, în așa fel încât o perioadă de 6 luni o singură sticlă de băutură n-a mai intrat în România, în timp ce aceste sticle se consumau zi de zi în România. Pentru că, dacă am luat și am calculat... N-a intrat legal, deci. Legal. Legal n-a intrat niciuna. Deci dacă am luat să calculăm, dau exemplu un pachet de țigări. O activitate licită de la cap la coadă, cu toate taxele, impozitele și accizele, o să vedem că, practic, nu mai putem să vindem aproape nimic din aceste produse datorită nivelului salariilor în România. Și atunci eu am spus... Dar vorbiți concret de un pachet de Ken, de exemplu. Un pachet de Ken la ce preț ar trebui să ajungă, deci, în momentul în care toate aceste taxe și impozite... Dublu decât să vinde în acest moment pe piață. Deci cam dublu... Nu e adevărat. Pachetul de Ken care se vinde pe piață are în el toate dările. Dar necazul este altul. Că din 10 pachete de țigări pe piață, spre stat, toate fiind la același preț, dacă e vorba de țigări de aceeași marcă, deci din 10 pachete de Kent sau din 10 pachete de Carpați, la stat ajung dări pentru 2. Dar și celelalte 8 care se vând la prețuri similare cu acelea accizate, taxate și impozitate. Pentru că domnul comerciant final sau lanțul de comercianți nu renunță să practice prețuri mai mici. Ca și din alt partid, spuneți-mi, domnul Cataramă spune că prețul normal al unui pachet de Kent ar fi dublu decât cel care se vândea. Dumneavoastră spuneți că ăsta ar fi, însă aceste dări, taxe și impozite n-ajung la stat decât... Păi tocmai de-aia prețul e mai mic, pentru că nu se plătesc toate taxele și dările către stat. Din acest motiv e mai mic pe piață și e oarecum rezonabil vis-a-vis de puterea de cumpărare a românilor. Teoria mea care am spus-o a fost: domnule, să punem niște taxe minime și accize minime care să-i facă pe toți cei care fac comerț cu astfel de țigări, indiferent că sunt angloșiți sau detailiști, să prefere să plătească la bugetul statului o sumă infimă decât să nu plătească nimic și să-și ia riscul evaziunii fiscale. În lipsa controlorilor de care vorbește domnul ministru Remeș, în lipsa logisticii de care
Sunt de acord că nu există. Numai aceste măsuri aduc venituri la bugetul statului în valoare absolută mai mari. Pentru că, din păcate, toate aceste teorii pe care le auzim în ultimii ani, că se întâmplă și că trebuie puse suplimentar și că este discriminare și că, după cum a spus domnul ministru, suntem o țară de evazioniști în toate domeniile de activitate, rezultatul unor astfel de politici a fost o permanentă scădere a veniturilor la bugetul statului în valori absolute. Asta este o realitate și o dramă pentru România. De asta intră învățământul în dramă, armata în dramă, cultura și așa mai departe. Pentru că politica, vis-a-vis, repet încă o dată, trebuie să ne raportăm la nivelul salariilor, nu la prețul mondial care există pe piața Germaniei, trebuie să se facă de așa natură încât puțin de la mulți să dea o sumă rezonabilă pentru buget. Și atunci, numai până astfel de măsuri se elimină cu adevărat posibilitatea economiei subterane și a contrabandei. Nu total, dar în mare parte. Până controle, până măsuri administrative, până legi, până autorizații și așa mai departe, eu am convingerea că nu se va elimina. Sigur, vor fi prinși unii, vor fi pedepsiți. Și acum există legislație pentru cei care fac evaziune fiscală. Putem să mai facem o legislație, o pedeapsă suplimentară și așa mai departe. Dar în situația României, la salariile României, la condițiile în care România poate controla acest fenomen, singura soluție, după părerea mea, care să ducă la descreșterea economiei subterane și la creșterea veniturilor la bugetul statului este stabilirea unei politici de taxe și impozite și accize care să permită vânzarea produselor pe piață cu toate aceste taxe, impozite și accize. Altfel vom avea în continuare evaziune, altfel un preț calculat corect nu poate fi plătit, atunci prețul e mai mic, este evaziune și 1000 și 1 milion de controlori și de legi nu va reuși să stăpânească acest fenomen. Asta este o chestiune economică la nivel macro. Domnul senator, eu totuși sunt foarte derutat. Nu vorbeam de lapte, nu vorbeam de pâine, nu vorbeam de rația de carne. Vorbeam de alcool, tutun, cafea. Bătrânii bolnavi nu neapărat trebuie alimentați cu așa ceva. Copiii până la vârsta intrării în plină adolescență n-ar avea voie să se atingă de așa ceva? Categoric. Și dacă e să vorbim de salariați, că bă, ești foarte grijuliu de salarii, probabil e efect al trecerii prin Valea Jiului. Dacă e să vorbim de salariați și dacă avem grijă, dacă avem grijă faptului că salariul este mic, de acord, să discutăm, dacă vom discuta de produse de strictă necesitate. Până la urmă este o opțiune a omului. Este o opțiune a omului. Și n-am auzit că ar fi liberal... Este un produs de strictă necesitate? Numai puțin. N-am auzit că ar fi liberal, sub nicio formă, să mă gândesc, să stabilesc salarii și eu, prețuri, indiferent de produs, până la urmă, funcție de salarii. Eu cred că este o etapă depășită. Cu guvernul Văcăruiu s-a terminat cu produsele și cu prețurile limitate. Dacă este să ne întoarcem la așa ceva, haideți să discutăm la Consiliul Național viitor. Putem bine că a spus veni lucrul să gândim și acest lucru și noi. De acord să discutăm la Consiliul Liberalii Național. Să facem corect. Treaba altor partide. Să stabilim în România ministru. Prețuri funcție orice de salarii. Opțiune a unui partid politic este creșterea nivelului de trai. Nu descreșterea nivelului de trai prin existența unei discrepanțe enorme între nivelul salariilor și prețurile da, de pe piață. Este foarte bine ce spui, numai că eu urmăresc dacă există absolut normală. Dacă există posibilitatea, fără subvenții și fără intervenția statului, să avem o scădere a prețului pe piață ca urmare a competiției, a creșterii calității și ca urmare a competiției, a scăderii prețului, este un lucru bun. Și cu cât raportul se va micșora între salariu și preț, cu atât nivelul de trai va crește și asta e obiectivul nostru final, domnul ministru. Sumele care merg în evaziunea fiscală sunt subvenție din partea statului către acel agent economic. Dar e o subvenție nehotărâtă în Parlament, nepropusă de Comisia Economică, e o subvenție pe care și-o ia cu forța agentul economic care fuge în evaziune fiscală. Dăm voie. Eu nu sunt de acord cu acest gen de subvenții. Nici eu nu sunt de acord. Orice împrumut fiscal, orice refuz de plată de către agenți economici care dispun de bani, că am spus din nou, nu vorbim de marile unități economice din industria care vinde pe așteptare,
ci vorbim de un domeniu economic și de un lanț de afaceri unde se face plata cash sau se face în avans prin bancă. În momentul în care acel agent economic nu are comportament fiscal normal, nu-și plătește obligațiile către stat sau pur și simplu prin faptul că distruge acte, prin faptul că nu vinde pe acte, prin faptul că se oprește voluntar să facă plată, se împrumută fiscal, își ia cu forța o subvenție și pentru a înlocui acei bani, vin din nou și spun, ce are de făcut statul român? Să meargă să se împrumute și se împrumute pe spatele salariaților de care tu plângi. Mutați discuția, eu nu vorbesc de cei care fac evaziune, de cei care încalcă legea și sunt pasibili de pedepse penale. Sunt nu am instituții. Treabă cu penalul, eu nu sunt Ministerul Justiției, eu sunt Ministerul Finanțelor. Știu, dar sunt trebuie să adun banii de libertatea adunați, lor să aibă grijă altcineva. Adunați. Numai să aveți și ce aduna, pentru că sunt instituții abilitate, inclusiv Ministerul Finanțelor prin Garda Financiară, care să combată în mod eficient evaziunea fiscală. Dar repet ceea ce am spus și repet ca să se înțeleagă foarte clar. Noi trebuie să pornim de la prezumția de nevinovăție. Luăm act că este economia subterană, luăm act că este evaziune fiscală, dar trebuie să luăm act că această evaziune și această economie subterană este generată și de cadrul legislativ defectuos, de politica defectuoasă care împinge pentru a supraviețui, domnul ministru, pentru a supraviețui multe domenii în economia subterană, în așa fel încât în această economie subterană există mulți oameni din România care obțin venituri, e adevărat, neimpozabil și așa mai departe, și care blochează într-o primă etapă posibilitatea apariției unor tulburări sociale de anvergură. Chestiunea care eu o pun aici este că politica, în deosebă a Ministerului Finanțelor, este să descurajeze economia subterană printr-o politică de taxe, impozite și accize care să facă prețul final al produsului pe piață suportabil de către consumatorul final, adică de salariat, de populație. Pentru că totuși trebuie să luați și dumneavoastră act de o realitate. Nu cred că toți directorii de ziare sau toți cei care sunt implicați în presă sunt implicați și în comerțul cu cafea, alcool și așa mai departe. Eu nu cred că ar fi implicat niciunul. Totuși, nu puteți să nu luați act de o realitate că presa, în marea ei majoritate, dacă nu în unanimitatea ei, a adus în dezbatere niște probleme cu care România și românii se confruntă. Sigur că Biroul Permanent Central al PNL-ului a dat ieri o declarație de susținere și eu și fără acea declarație vă susțin pe dumneavoastră. Dar nu puteți să nu luați act de efectul negativ asupra PNL-ului vis-a-vis de această campanie de presă. Sigur, eu sunt pedepsit pentru că am adus și eu prejudicii imaginii PNL-ului, pentru că m-am deplasat în Valea Jiului să încerc să dezamorgez un conflict și pentru asta o să fiu aspru pedepsit. Dar trebuie să țineți și dumneavoastră cont că Partidul Național Liberal în acest moment... Abac de că îți pare rău că nu e o pereche de pedepsiți. Nu e adevărat. Lasă că-mi vine și mie rândul. Nu e adevărat. Nu vreau să vă vină rândul și nu asta urmăresc. Vreau să înțelegeți că Partidul Național Liberal a avut parte prin această politică sau prin neprezentarea corectă a acestor măsuri de o campanie extrem de negativă. Și că oamenii și mulți oameni în România sunt nemulțumiți. Și că dacă se țin cont, se poate găsi o soluție de compromis să se realizeze ce doriți dumneavoastră. Stoparea evaziunii fiscale. Când în definitiv asta ne interesează. Nu câți bani câștigă unul sau altul, nu câți bani vehiculează, nu în ce conturi vehiculează, ci important este să se reducă evaziunea fiscală și din activitățile licite dumneavoastră să aveți mai mulți bani la bugetul statului. Îmi poți indica o singură măsură fiscală, da, care să aducă bucurii și aplauze de la toată lumea? Da. Da, care ar fi? Reducerea... Nu. Asta nu este. Este distrugere de măsură fiscală, orice reducere. Nici nu m-ați salutat. E vorba de adunat bani la buget. Păi ca să adun bani la buget, propunem o măsură... Scot calculatorul care... Prin care să bucur pe aceia cărora mă adresez și le spunem de mâine dumneavoastră aveți de plătit suma de... Da, domnul ministru. Reprezentând cu tare lucru. Vă spun, domnul o singură ministru. Măsură atât de inteligentă încât să aducă aplauzele
tuturor celor care se adresează. Da. Deci, luați foaie de hârtie. Nu am nevoie de foaie de hârtie, are memorie calculatorul. Și luăm tot acest domeniu care îl discutăm. Care vreți dumneavoastră, cafeaua, tutunul sau țigările? Este recunoscut și ați recunoscut-o și dumneavoastră și știe toată lumea că în aceste domenii există economie subterană, există evaziune fiscală. Avem și cazuri celebre, procesul, țigareta și așa mai departe. Prea puține. Prea puține, corect. Deci există... Și nefinalizate. Există. Deci o mare parte... De bani în o final. Mare parte... Deci o mare parte din aceste produse se comercializează în România cu sau fără voia noastră în economia subterană. Peste 70%, după unele statistici. Vedeți, domnule senator, acum ne apropiem de niște realități. Corect. Deci, aceste realități să merg mai departe. Trebuie modificate. Corect. De asta sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Prin urmare, mai mult de 70%, sigur, procentul poate fi discutat, dar oricum, covârșitoarea partea a acestor produse se tranzacționează în economia subterană, iar bugetul statului nu are niciun venit de la ele. Pentru că în economia subterană o să plătesc venituri la bugetul statului. Ia coborâți dumneavoastră. Taxele vamale. Dacă puteți. Și acordurile internaționale o permit. Vă rog frumos. Senator, dar vă rog frumos. Vă rog, la întrebarea mea. Păi lăsați-mă. Eu v-am întrebat cum să adun alți bani. Așteptați puțin, nu cum domnul... să renunți la unii dintre banii pe care îi adunăm cu chiu și cu vai. Așteptați puțin, domnul ministru, că o să vă dau soluția. Deci, coborâți taxele vamale unde puteți. Accizele și alte impozite și taxe. Și duceți toată această cantitate în economia reală, plătitoare de impozit, și o să vedeți că reducând aceste taxe și aducând toate aceste produse în economia reală, sumele de bani în valoare absolută pe care le încasați sunt mai mari. Pentru că 10% din un milion, să spunem, este mai mic sau mai mare, depinde cum îl iei, decât 100% din 2 milioane. Prin urmare, ceea ce vreau eu să spun... E numai mai mic, da, mă rog. Am dat posibilitatea ca să-mi dați o replică, evident că e numai mai mic. V-am dat acest exemplu ca să înțelegeți că în momentul în care nivelul impozitelor, taxelor și accizelor este stabilit de așa natură încât să conducă toți agenții economici să facă activități licite pentru că nu mai e nevoie să-și ia riscul încălcării penale sau încălcării legii cu efecte penale ca urmare a contrabandei și a evaziunii, prin reducerea impozitelor și taxelor, de fapt, în valoare absolută, cresc veniturile. Se va întâmpla ce s-a întâmplat la impozitul pe chirii. În momentul în care a fost scăzut de la 40 sau cât era până la 15, automat, prin această scădere, lumea a spus, doamne, de ce să mai merg în economia subterană? De ce să-mi iau riscul? De ce să nu declar? Plătești 15% și s-au dublat veniturile până scăderea taxelor. Prin urmare, scăderea taxelor nu înseamnă automat diminuarea veniturilor, ci de multe ori înseamnă creșterea veniturilor la bugetul statului. Nu mi-am permis să vă întrerup pentru că discuția a fost foarte interesantă. Am observat că domnul ministru stă foarte bine la teorie și trebuie să vedem ce se întâmplă în practică. Și din acest motiv vom intra în legătură cu telespectatorii noștri care vor pune întrebări la care doresc întrebări legate de probleme concrete, la care doresc de asemenea răspunsuri concrete, răspunsuri din partea domnului ministru. Bună seara! Alo? 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 Bună seara! Alo, bună seara! Vă rog! Mă numesc Ionescu, sunt din Brăila. Da? Bună seara, domnule Sucă! Bună seara, invitaților dumneavoastră! Aș dori să adresez câteva întrebări domnului ministru Remeș și aș dori niște răspunsuri concrete, dacă se poate. Vă rog. Așa. Deci prima întrebare ar fi referitor la ordonanța 50, de ce nu se plătesc taxele acestea pe alcool, tutun și cafea procentual în funcție de afacerea fiecăruia? Pentru că nu se poate compara un butic de colț de stradă la un cartier cu un magazin mare care este în centrul orașului sau de tip metro sau Unirea, care vă dați seama ce încasăreau. Bun. Așa. A doua întrebare ar fi deci cu economia subterană care este în piață, deci cu țigările care se vând și care boicotează încasările pe care noi le avem în magazin și care practic nu se pot ridica la un nivel înalt pentru că toți merg în piață și iau aceste produse, deci cu prețuri mult mai mici decât în magazin. Da.
Așa. Și azi mai fi o întrebare scurtă. Deci cum s-a calculat impozitele pe locuință pentru că au crescut la niște prețuri fantastice? Bun, vom ajunge și acolo, încă n-am ajuns la ordonanța 62. Aș mai dori o întrebare scurtă. Deci cum ar ajuta prin această măsură, domnul ministru, IMM-urile când aceste practic aceste întreprinderi, în urma acestor taxe care se plătesc, se pot desființa și ce se va face cu acești oameni care vor rămâne fără serviciu? Vă mulțumim pentru întrebări. Cam multe întrebări, haideți, pentru că sunt foarte mulți telespectatori care vor să pună întrebări, să vă limitați la două, cel mult trei întrebări. Domnule ministru, vă rog să răspundeți. Prima întrebare, dacă am înțeles-o bine, este de ce nu se plătesc procentual taxele în cauză? Da. A le plăti procentual înseamnă să mă duc la o bază de date pe care ar trebui să o facă agentul economic. De câte ori... E un comportament firesc de altfel. Cineva știe care a deplătit o sumă procentual pe baza pe care el o creează, este tentat să falsifice sau să omită de la înregistrări anumite date pentru a-și micșora baza. A doua întrebare nu am înțeles-o sub nicio formă. A treia spune cum s-a calculat impozitul pe locuințe. Stai o secundă, că vă pun eu pe a doua întrebare. A doua al telespectatorului sau a domnului Tucă? A domnului Ionescu. Domnia sa spunea că are un magazin la care vinde țigări, însă oamenii nu vin să cumpere de la magazinul domniei sale, ci se duc în piață unde se vând țigări la negru și unde prețurile sunt mai mici. Prețurile sunt mai mici acolo pentru că acele țigări, acea băutură de la piață este din economia neagră. Exact ce spuneam eu, domnul Tucă, că sunt prețuri accesibile. Neagră, acea economie va fi, zic eu, prin această ordonanță diminuată în cea mai mare parte și atunci magazinul dânsului nu va duce lipsă de cumpărători pentru că dincolo nu o să mai existe produsul. Până să diminuați dumneavoastră această piață neagră, magazinul dânsului va trage obloanele. Dar chestiunea asta, domnule Tucă, la dumnealui nu se vând țigări în magazin de la 4 ianuarie 99. Nu se vând țigări în magazin de când o fi având magazinul. Păi nu, apropo de aceste taxe și de... Nu, apropo de aceste taxe, că nu aceste taxe i-au scumpit țigările. Țigările dumnealui sunt scumpe în magazin pentru că le are pe acte. Ale celuilalt sunt ieftine pentru că nu le are pe acte și nu are accize în ele. Cum s-a calculat impozitul pe locuințe? Noi n-am calculat un impozit pe locuință. Acesta se calculează pentru fiecare caz în parte la organele financiare. Noi, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, am făcut o împărțire pe categorii funcție de natura construcției a locuințelor. Ce împărțire ați făcut? Că Ministrul Lucrărilor Publice se plânge că a cerut foarte repede să vă dea aceste date și n-a apucat să le facă așa cum trebuie. Dacă i le-am cerut foarte repede, înseamnă că mi le-a dat foarte târziu, pentru că această bază legală noi am fi vrut să o avem undeva la începutul lui decembrie. Așa, continuați-vă ideea. Că o să vă întreb după aia de ce eu din Băneasa plătesc cât plătește la din Cotroceni. Da, vă voi răspunde. Funcție de natura construcției, din partea Ministerului Lucrărilor Publice s-a mai introdus criteriul funcție de vechime, venind cu anul 50, 77 ca an al cutremurului și după. Funcție de natura construcției, domni care se pricep în construcții au propus anumite prețuri pe metru pătrat, prețuri de construcție. Aceste prețuri de construcție se înmulțesc cu suprafața. Dă o valoare a construcției. Pe ea se aplică o cotă de 0,2, dacă nu mă înșel, la sută în mediul urban, 0,1 în mediul rural. Mă întrebați dumneavoastră de ce la margine de București și de ce la centru de București. Da. Domnule Tucă, dar marginea de București oare nu-i mai căutată decât centrul orașului Cafnic din Maramureș? Până unde domnule putea ministru să meargă, dați-mi voie, până unde putea să meargă Ministerul Finanțelor cu aceste chestiuni? Stați o secundă că nu stați de vorbă cu Viorel, domnul Remeș. Nu cu Viorel, domnule, cu dumneavoastră, dar trebuie să vă răspund. Nu mă opriți că nu v-am răspuns. De ce înferentari
E metru de se ia în calcul la fel ca și în Cotroceni. De ce cumpărați dumneavoastră cărămidă, domnule Tucă, și spuneți că o duceți în ferentar sau că o duceți pe aviatorilor. Dacă o să vă vândă la prețuri diferite funcție de locul unde vă veți zidi dumneavoastră... Deci eu nu fac cărămidă, eu stau în ferentari și plătesc o anumită taxă. Dar casa aceea e făcută din cărămidă, din beton, din lemn, din geam, și în momentul când dumneavoastră ați făcut-o, nu v-a costat mai ieftin într-o parte decât în alta, că nu v-a vândut nimeni cu prețuri diferențiate funcție de locul unde era să vă amplasați casa. Ea în sine tehnic are aceleași valori. Și vin și dați-mi voie să vă repet. E vorba de ferentari, nu știu exact unde vine cartierul acesta în București, sau este vorba de primăverii, așa. Problema stă în felul următor. Doar să-mi spune să fac diferențieri între una și alta. Dar oare între ferentari și centrul orașului Cavnic, vin și spun din nou, care este situația? Acolo e vorba de o margine de țară, acolo e vorba de o depresiune unde am făcut de deținuți politici. De ce nu faceți diferența între... Nu este rolul nostru, aceste venituri nu se duc la Ministerul Finanțelor, se duc la consiliile locale, în momentul în care, și sper că cel puțin în anul 2000... Atunci nu mai faceți legătura între Ferentari și Cavnic sau Cotroceni și Cavnic. Păi nu, dumneavoastră mi-ați pus în antagonism centrul Bucureștiului și cu un cartier mai marginaș din București. Eu vin și vă pun marginea Bucureștiului cu marginea țării. Sau dacă vreți Valea Prahovei, sau dacă vreți Valea Prahovei cu nu știu care sat din județul Vaslui. Dar de ce nu puneți centrul Bucureștiului cu Cavnicul? Păi și centrul Bucureștiului, dacă vreți, cu marginea Cavnicului, nu e nicio problemă din punctul meu de vedere. Așa puneți. Dar nu puteam să zonăm și nu este rostul Ministerului Finanțelor. Să zonez țara și să fac 7.000 de categorii de impozite. În momentul în care, repet încă o dată, consiliile locale își vor aplica legea finanțelor publice locale, cum aceste impozite sunt venituri la consiliile locale, nu au decât să-și zoneze cât de amănunțit vor dori, dacă vor inclusiv pe scări, astea sunt etaje. Amănunte, domnule. În primul rând, ordonanța asta încalcă, așa cum știți, Constituția. Nu încalcă nimic. Domnule Tucă, afirmația nu este probă. Nu încalcă nimic. Această ordonanță... Da, afirmația noastră e probă? Nu este probă. Probă este faptul că aveți de-a face cu un act legislativ până una alta în vigoare. Domnule, oamenii care au parlament... Oamenii care au cumpărat apartamente de la stat știau că sunt pe o perioadă de 10 ani scutiți de impozit. Și dumneavoastră veniți cu această ordonanță și... Păi și eu știam când ne-am cumpărat apartamentul că voi plăti pe 25 de ani apartamentul ăla în socialism. Și am avut norocul să scăpăm de socialism și mi-am plătit mai repede apartamentul. Domnule, să știți deci, că unii spun deja că au avut ghinionul. Dumneavoastră îi face să spună că au avut ghinionul, să știți. Eu? Da. Nu, asta este greșeala lor, domnule. Este greșeala lor de interpretare. Dacă spun că au avut ghinionul, că au trecut din socialism în perioada asta de tranziție... Sunt cetățeanul Marius Tucă și am cumpărat apartamentul cu tare din Băneasa și am fost asigurat... Sănătos, mulțumesc! Și am fost asigurat în momentul în care am cumpărat acest apartament capitale. Că 10 ani nu voi plăti impozite. De ce acum veniți dumneavoastră, Guvernul României, nu spun Ministrul Finanțelor și nici Ministerul Finanțelor, ci spuneți că eu trebuie să plătesc impozitul la stat. Legile au o viață și ele, mai lungă sau mai scurtă. Dumneavoastră veniți și spuneți de ce nu a trăit această lege 10 ani. Sunt legi în România care n-au trăit 10 zile. Sunt legi în România care n-au trăit 10 luni. Dar de ce n-anulați legea, domnule? Care lege? Domnul Tucă, prin prevederea aceasta, Tucă, acea parte din ceva. Lege este ca aveți anulată. O pretenție exagerată. Păi, da, legea investițiilor directe, ordonanța 92, prevede în interior, la unul din articole, că nu poate fi modificată timp de 5 ani. Dar n-am modificat-o, domnule senator, i-am propus doar urmează suspendarea. Să suspendați, da. Deci, e cu totul altceva, domnule Tucă. Deci, așa că nu trebuie să vorbiți de 10 ani. E una și a suspenda alta, iar rămâne ministru, aveți perfect neatinsă, domnule, se va aplica mai târziu. Începe dacă. Să-mi deveni simpatic. Una, vă mulțumesc că aveți, și pentru dumneavoastră mie. Pentru că aveți o soră în Caracal și alta pentru că, o să vă spun imediat acum, de ce. Domnule Tucă, n-aș vrea să fiu rău, dar nu s-a născut acolo. Nu-i nimic, s-a căsătorit acolo. Să trăiască și să-i trăiască. Să dea Dumnezeu, numai bine, am înțeles că are copii mari. Domnule ministru,
Vă dau un exemplu, apropo, să vă spun de ce vă dau dreptate și începe să-mi deveniți simpatic. Și vă rog să nu mai spuneți domnului Cataramă Viorele. Dar el îmi zice mie, Traian, domnule senator, îmi cer scuze și nu să vă mai zic Viorel. Nu, dar lăsați-mă pe mine să zic Viorel. O firmă MDF din Sebeș, investiție, producție în sectorul lemn, 120 de milioane de dolari. 90 de milioane de dolari din ăștia 120, utilaje. Taxa vamală ajunge la 40%, adică 36 milioane de dolari, care în loc să meargă la investiție, va trebui să meargă să financeze bugetul, apropo de retragerea acestor facilități pentru investitori. Ce va face acest investitor străin? Vedeți cum alungați dumneavoastră investitorii străini? Și eu, care sunt cu capitala autohton, de-aia îmi deveni simpatic. Fie aduce investitorul 36 de milioane de dolari pentru bugetul statului, alții decât cei care, de care vorbeam, sau renunță la investiție. Dumneavoastră ce credeți că va face acest investitor străin? Domnule, tu că dumneavoastră îmi propuneți... Mai ales, iertați-mă, mai ales că o parte din suma de 120 de milioane de dolari a fost luată, 70 de milioane, drept credit de la Banca Europeană de Investiții, bancă, virgulă, care a ținut seama de legile în vigoare în momentul când a acordat acest credit. Adică acea facilitate pentru investitorii străini. Domnule Tocă, vă întreb un lucru. Dumneavoastră îmi propuneți, punându-mi această întrebare, să renunțăm la taxe vamale? Domnul ministru, eu n-am făcut altceva decât să vă aduc o dovadă rolul a simpatiei mele față vamale. De dumneavoastră. Domnule Tocă, rolul taxelor vamale este dublu. E un rol fiscal în ideea de a inhiba într-o oarecare măsură anumite importuri. Acesta nu e un import din categoria celor care trebuie inhibate. Vamale, omul ăsta a venit cu o investiție și în curând, conform legii bugetului pe 1999, nu vor mai exista aceste facilități pentru investitori. Ce face omul ăsta? Spuneți-mi. Dacă faptul este întâmplat, beneficiază de lege. Legea este în vigoare în momentul de față. Proiectul legii bugetului e doar o propunere. Până va deveni lege, mai este. Dacă este un caz ipotetic care urmează să se întâmple după adoptarea bugetului, eu nu știu care va fi soluția finală la proiectul legii bugetului. Vedeți, de-aia sunteți dumneavoastră mie simpatic. Urmărim publicitate și vom continua discuția după aceea. Continuăm emisiunea, invitați în această seară domnul Traian de Cebal Remeș, ministrul finanțelor și domnul Viorel Cataramă. Vă rog. Aș vrea să aprofundez puțin exemplu care l-ați dat ca să se înțeleagă exact despre ce e vorba. Da. Deci, anul trecut, în România s-a dat o lege care spune sau spunea că e valabilă pe 5 ani pentru investiții. Un investitor străin a venit în România, a cumpărat o fabrică, da, a gândit că are nevoie de o investiție de 100 de milioane de dolari, da, s-a dus la o bancă de investiții, a cerut acest credit, l-a obținut pe planul de afaceri și pe legislația românească și s-a dus la producătorul, să spunem, din altă țară, da, și a comandat, i-a plătit o parte sau total și a comandat utilajele. Da. Utilajele se realizează într-o oarecare, într-o perioadă de timp și până mai, aprilie, urmează să vină în România. Da. Totul bun și frumos. Numai că între timp în România se schimbă legea care spunea că 5 ani nu poate fi schimbată. Până în mai va fi schimbată. Așa. Legea bugetului și ordonanța. Teoretic. Da. Și el se trezește că mai trebuie să plătească 36 de milioane de dolari ca să-și ducă la bun sfârșit investiția. Dacă nu-i plătește, nu poate să pătrundă cu marfa în România și stă cu ea în străinătate și ruginește. Nu mai poate să returneze creditul. Da. Este într-o situație imposibilă. Și lucruri de genul ăsta sunt multe. Păi situații sunt multe. Ministru, domnul. Asta este stabilitatea legislativă. Nu poți să te joci, să dai o lege azi valabilă pe 5 ani și după aia să o anulezi sau să o suspenzi în funcție de anumite conjuncturi, situații conjuncturale. Asta este un lucru esențial. Noi dorim investiții străine în România și nu ne putem juca cu aceste prevederi. Repet, noi suntem în situația în care Parlamentul României a validat, a votat și legile au fost promulgate și pentru exportul și pentru investiții și lumea și-a făcut planul de afaceri
Și bugetul de venituri și cheltuieli în funcție de aceste legi. Și el că-i n-am pe ăla care plătește impozitul cum la casă, poate o societate casă, comercială, domnul Tucă, investitor mică sau mare, dar mai ales mică, cum poate o societate comercială să-și facă în acest moment bugetul de venituri și cheltuieli pe acest an, când el nu știe dacă aceste două legi, exporturile și investițiile directe, mai rămân sau nu mai rămân în funcțiune? Dar nu mă întreba ceva domnul este, ministru, nu asta, astea sunt niște răspunsuri la care, întrebări la care trebuie să dăm răspunsuri clare, pentru că altfel nu să avem niciodată activitate economică generatoare de profit. Domnule Tucă, situația nu e atât de tragică. Domnul senator Cataram, în calitate de președinte al Comisiei Economice din Senat, ne-a întrebat în scris și foarte categoric și ne-a cerut să-i dăm pentru anul 97 și 98 toate cazurile de amânare a plăților la vamă în cei 2 ani de zile. Amânare care în 97 până într-o vreme era posibilă pe un an de zile și după aia s-a reglat la maximum 120 de zile. Deci caz concret aici, dacă lucrurile stau exact cum spuneți exact dumneavoastră, așa stau, m-a sunat cineva și dar deocamdată, repet, deocamdată este doar o chestiune potențială pentru că proiectul legii bugetului, în felul în care este el în momentul de față la Parlament, nu operează. Nu, stați ce poate să putere, facă această inițiativă? Ce poate să facă? Dați-mi voie, domnul Tucă, să vă răspund. Ce poate să facă investitorul în cauză pe care îl căinăm? Așa. Unul la mână. Se poate adresa la Ministerul Finanțelor să-l păsuiască cu acele 120 de zile și se poate duce acolo, acolo unde s-a dus, dacă n-a avut capitalul propriu și s-a împrumutat. Chestiunea este în felul următor. Dacă e să luăm ad literam acest caz, înseamnă că niciodată nicio lege nu poate să apară în plus sau nu poate să aducă modificări altea decât dacă sunt mai favorabile decât situația precedentă. În caz contrar, oricare dintre investitori, oricare dintre agenții economici, în baza aceleiași logici pe care a etalat-o domnul senator, vine și spune: planul meu de afaceri, care era pe 25 de ani, a fost gândit în cadrul legal următor și ți-l înșiră. Vă rog frumos, Parlament românesc sau Parlament al oricărei țări vrei, 25 de ani, nu modifica nimic, că îmi viciez mie planul de afaceri. Stați puțin că deplasați discuția. Nu o deplasez. Nu puteți. Domne, eu am auzit câțiva prim-miniștri în România din 96 încoace care stăteau pe așa, nu se poate spune câțiva, la doi nu poți să spui câțiva, domnul Tucă. Păi da, din sunt 96 deja, încoace am avut doar doi. Sunt deja câțiva. Câțiva de la trei. Dar, domnule, au fost trei. A fost Victor Ciorbea, Paul Thompson și Acura Duvastile. Deci acești prim-miniștri de care vorbeam, eu stăteau pe scările. Nu, a fost Paul Thompson înainte de Ciorbea. Bun, a fost Paul Thompson înainte de Ciorbea și după Ciorbea. În perioada 92-96 probabil. Sunt patru, că a fost și înainte și după Victor Ciorbea. Acești prim-miniștri de care vorbeam, doi de care vorbeați dumneavoastră și patru de care vorbeam eu, mai de fiecare dată coborau pe scările guvernului și față în față cu ziariștii. Vin investitorii, vin investitorii. Iar dumneavoastră băgați acești investitori și le strângeți gâtul într-un nod al logicii, spuneți că nu legea trebuie. Dumneavoastră ați văzut Buluc venind și tocmai că veni unul săracu plecă tocmai daci din Italia și deja domnule Tucă, nu este drept totuși să-mi imputați chestiuni care nu mi aparțin. Ați vorbit o jumătate de oră și nu v-am întrerupt. De fiecare dată când încep vorbesc, după predicat, dumneavoastră puneți domnule Tucă, îmi pare bine că vă pot întrerupe și voi încerca să o fac în continuare. Așa. Deci, domnul Tucă, permite să vă spun și ceva? Dumneavoastră starea invitatului dumneavoastră când nu lăsați să vorbească. Deci, domnul Tucă, ia ceva, dar nici eu nu mă lasă pe mine, aici invers. Vă rog. Domnul ministru, dumneavoastră ați adus în dezbatere și mă bucur că ați adus un lucru extrem de grav care se întâmplă în România. Dumneavoastră a spus, ce domnule, acel investitor de care e vorba. Corect. Deci ce, poate să vină la Ministerul Finanțelor să obțină o amânare, o derogare. Domnule, e un lucru profund incorrect. Asta poate fi suspectată de corupție. Nu vă supărați, domnule senator, este un act legislativ. Corect. Al Parlamentului, adică suveran al României, pe care noi îl respectăm. Adică dumneavoastră ce spuneți? Ce e profund? Un moment, știți ce face? Ce a spus dumneavoastră acum? Sau cel puțin așa am înțeles eu. Că anulăm o lege sau o suspendăm o lege votată de Parlament valabilă pentru toți investitorii
Iar ăia care nu sunt de acord să vină la Ministerul Finanțelor, să obțină de la Ministerul Finanțelor derogări. N-am spus așa ceva, domnule senator, am spus că există bază legală și se poate adresa Ministerului Finanțelor. Nu trebuie ca Ministerul Finanțelor. Domnule Cataramă, în momentul în care această bază legală aici sunt discriminările, domnul ministru. Va dispare. Ministerul Finanțelor aici, nu o mai pune în aplicare. Aici sunt discriminările. Dar pentru... nu sunt făcute la inițiativa Ministerului Finanțelor nici de când ele merg acolo. Nici atunci nu le mai apărați, domnule ministru. Nu le apăr. Eu apăr doar o situație. Faptul că Ministerul Finanțelor se supune legii. Dumneavoastră vă puneți capul pe butuc pentru o situație. Puneți-i măcar pentru o cauză mai bună. Parlamentul este cel chemat să vină și să schimbe baza legală. Ce am schimbat-o și n-o suspendați. Am schimbat baza legală. Nu, domnule senator. Am dat facilități egale pentru toți investitorii. Ba da, ați propus asta. Am propus doar Parlamentului să mediteze asupra și a acestei variante. Cum adică am suspendat-o? Deci, este ministru, vorba de o propunere. Această un lege, legislativ corect, și atât. Corect. Dumneavoastră veniți cu o problemă pentru Parlament, pentru meditație. Sunt de acord cu dumneavoastră. Să medităm. Și e bine să medităm la meditați o inițiativă a guvernului. Sunt și de acord. Găsiți soluții. Corect. Și dumneavoastră, nu numai să... Ministerul Finanțelor sau numai corect guvernul. Dar vreau să vă aduc în discuție că legea privind investițiile directe s-a discutat în Senat în septembrie-octombrie anul trecut, acum 2-3 luni. Și în cadrul acestor dezbateri, reprezentanții Ministerului Finanțelor au venit și s-au opus adoptării numiți de către senatorul... Numiți să nu se creadă că am trecut pe la n-ați Senat. N-ați fost dumneavoastră. Așa. N-ați fost dumneavoastră. Și s-a mers mă interesează mai puțin. Și s-a mers sunteți până acolo. Din același, din aceeași putere. Și s-a mers până acolo, încât în plenul Senatului am fost atenționați, noi senatorii, de către reprezentanții Ministerului Finanțelor. Și ni s-a spus, domnilor senatori, dacă adoptați aceste amendamente ale Comisiei Economice, România va intra în incapacitate de plată. Așa s-a spus, presa a relatat la timpul respectiv. Și totuși senatorii României, așa huliți cum sunt ei și Parlamentul că nu face nimic și că se opune și că cheltuie bani, au considerat că argumentele prezentate de Ministerul Finanțelor nu sunt convingătoare și au votat aceste facilități, aceste amendamente ale Comisiei Economice. În cunoștință de cauză, după ce, repet, reprezentanții Ministerului Finanțelor s-au opus. La nici două luni, dumneavoastră veniți din nou și ne rugați să medităm la un subiect pe care l-am rumegat timp de câteva săptămâni în Senatul României. Aici nu mi se mai pare corect, domnul ministru. Eu sunt de acord să meditez la o inițiativă nouă, dar nu să reiau meditația la un lucru care l-am dezbătut și răzdezbătut acum două luni. Domnule senator, România are nevoie totuși de o anume sumă totală pentru două ținte. Să-și plătească datoria spre afară și să-și susține activitatea ministerilor dependente bugetare, a ordonatorilor de credite. Corect. Vin să vă întreb, domnule senator, și propuneți, vă rog, cu deplină responsabilitate, consiliați-mă, așa. Care dintre categoriile de impozite și taxe am putea să le folosim ca și pârghii pentru a aduna sumele respective? Nu vă pot propune altceva decât ceea ce este ca bază legală de impozitare. Propuneți-mi, domnule senator, să mărim impozitele pe salarii. Faceți-o dumneavoastră. Propuneți-mi să mărim taxa pe valoare adăugată. Faceți-o dumneavoastră. Propuneți-mi majorarea accizelor, dar vă atrag atenția că pentru a putea completa acel gol trebuie să mi-o propuneți la total accize de vreo 3 ori. Propuneți-mi majorarea taxelor vamale. Și în afara impozitului pe profit pe care dumneavoastră îl apărați cu multă tărie, celelalte impozite și taxe sunt de neluat în considerare ca aport la bugetul de stat. Spuneți-mi, vă rog foarte mult, și vi le repet din nou, propuneți impozit pe salarii, taxă pe valoare adăugată, atrăgând atenția că oricine cumpără de la Teșghia ceva, plătește și TVA. Accize, știți bine unde sunt durerile la accize, că pe lângă petrol, pe lângă carburant, mai e alcoolul. La alcool ați zis că am adus... atentat la buzunarul salariatului, care are $100, mi-ați spus dumneavoastră.
taxe vamale pe care le-ați apărat mai înainte și plângeați investitorul. Spuneți-mi, domnule senator, cum e mai bine? Da, domnul ministru, vă dau un răspuns și v-aș ruga să-mi permiteți numai 40 de secunde să vorbesc fără să mă întrerupeți. Da, vă doresc succes, dumneavoastră. Vă mulțumesc. În primul rând, vreau să repet ce am spus la începutul emisiunii și să mai aduc, dacă vreți, încă alte câteva exemple. Creșterea veniturilor la bugetul statului în România se face nu prin creșterea taxelor, impozitelor și accizelor, ci prin reducerea selectivă a acestor taxe, impozite și accize. V-am dat exemplu cu impozitul pe chirii, v-am dat exemplu cu creșterea impozitelor, accizelor la băuturi în trecerea în economia subterană și sunt absolut surprins, domnul ministru, că am lucrat împreună și știu cum gândiți, că ați îmbrăcișat imediat, această idee total depășită, perimată, învechită, conform căreia veniturile la bugetul statului sau creșterea veniturilor la bugetul statului nu se poate face decât prin creșterea și majorarea taxelor, impozitelor și accizelor. Din contra, în România... Unde am mărit taxe, impozite și accize? Mi-ați promis că mă lăsați... 40 de secunde era odată promisiunea și a doua oară vă rog să-mi dați exemplu concret de majorări făcute de Ministerul Finanțelor. Nu-mi vorbiți și nu-mi acuzați intențiile pe care numai eu știu în ce măsură le am. Dați-mi exemplu. Deci, domnule, unde am majorat? Accizele le-am transformat din EQ în lei pentru simplu fapt că EQ nu se mai cotează. Suprataxa vamală nu mi-aparține, domnule senator. Am intrat în guvernul României la o săptămână după ce fusese aprobată. Să înțeleg că dumneavoastră, de fapt, n-ați majorat fiscalitatea, n-ați crescut fiscalitatea, ați redus fiscalitatea. Nu. E în regulă. Iau act de ce a spus dumneavoastră, că ați redus fiscalitatea și vreau să continui această idee. Da, prin transformarea EQ-ului în lei am redus-o și se reduce tot timpul spre coada trimestrului. Vreau să vă rog să înțelegeți că pentru prima dată, după 9 ani sau aproape 10 ani sau cât vreți dumneavoastră în România, să se înțeleagă că efectele benefice la bugetul statului apar numai dintr-o creștere a activității economice, din dezvoltarea sectorului particular și a întreprinderilor mici și mijlocii, taxe în valori mici de la mulți. Asta este conceptul valabil pentru România și nu taxe în valori mari de la puțini. Domnul senator. Ăsta este, domnul ministru, înțelegeți lucrul ăsta și ați rezolvat problemele. Eu înțeleg, dumneavoastră nu înțelegeți un singur lucru. România astăzi se află la poala unui munte. Este obligată să le scaladeze. Și muntele constă în 2.800.000.000.000 de dolari pentru 99 și 24.000.000.000 de lei pentru dobânzi. Dumneavoastră îmi spuneți mie, iau la vale. După ce vom trece acest vârf de plată, da. Nu se pot face concomitent două lucruri contrare. Să faci față celui mai mare efort financiar la care a trebuit să facă țara asta vreodată, cu excepția perioadei când am plătit despăgubiri de război pentru Rusia, și să o faci pe început de relaxare fiscală. Mai mult, teoria economică spune următorul lucru. Pe un PIB care cade, și asta este situația în România. Dar de ce și cade PIB-ul? Nu cade din cauza Ministerului Finanțelor. Dar de ce cade PIB-ul, domnul ministru? Nu se face relaxare fiscală. Nu, dar relaxare de ce cade fiscală se face în momentul când inflația ajunge la cote absolut rezonabile și în România încă e cu două cifre și prima nu e unu, așa, și PIB-ul încă e în cădere. Ca atare e antieconomic. E ilogic să venim în fața acestui mare efort de restituire de datorie, în momentul când încă mai am o inflație considerabilă, în momentul când am PIB în cădere, cu relaxare fiscală. Împingem totul efectiv spre prăpastie. Nu pot să împărtășesc acest punct de vedere. Iertați-mă! Da. Numai că ceea ce spun eu nu e relaxare fiscală. Pentru că dumneavoastră dați relaxării fiscale conotația celei de-a doua situații cu care am început emisiunea, și anume că prin reducerea taxelor crește consumul.
Nu suntem. România nu este în această situație. Poate va fi peste câțiva ani, sper cât mai repede, dar deocamdată suntem în situația de a avea investiții mai multe, exporturi mai multe și o creștere semnificativă a sectorului particular. De a avea particular. Nevoie de investiții mai multe și de exporturi mai multe. Nu avem, domnule, să le facem. Nu, nu că de nevoie a, avem. A spus că suntem facem. În situația de a avea investiții mai multe și exporturi. Avem nevoie de a avea așa ceva. Și noi, am găsit, și noi am găsit soluții să le avem. Să le avem. Pentru că având acest lucru, nu mai putem să discutăm într-adevăr dacă mai e nevoie să cadă sau dacă mai sunt condiții obiective să scadă PIB-ul, dacă mai sunt condiții obiective să se mărească deficitul balanței comerciale și așa mai departe. Eu susțin și Comisia Economică va aduce amendamente concrete privind respectarea prevederilor legale și menținerea deficitului bugetar. Acest lucru este posibil pentru mine ca membru PNL, întrucât astăzi la conferința de presă domnul Mircea Ionescu Chintus a anunțat că putem face amendamente la legea bugetului dacă se menține deficitul bugetar și avem soluții. Totul este să existe receptivitate. Dar, domnul ministru, repet, din păcate și surprinzător, această mentalitate conform cărora veniturile la buget cresc numai dacă crește nivelul de impozitare este depășit. Domnule senator, dar v-am provocat mai înainte să-mi dați exemple de creștere de impozite. De creștere de impozite, domnule senator, nu aveți niciun exemplu. Ba da, domnule. Să nu vorbiți nici de impozitul pe proprietate, pentru că l-am scăzut, domnule senator. Fac această afirmație cu deplină responsabilitate. Am scăzut cotele de impozit la impozitul pe proprietate. Mergeți la actul legislativ să vedeți. Deci, domnul ministru, în România sunt, pe lângă aceste impozite de care le discutăm și le tot discutăm, de impozit pe profit, impozit pe salarii, taxă vamală, TVA și așa mai departe, sunt peste 10 fonduri speciale și sunt peste 50 de taxe și impozite. Cui sunt destinate fondurile speciale, stați domnule puțin, senator? Stați puțin, încă o dată. Nu, vă rog foarte mult, că rămâne lumea în confuzie. Cui sunt destinate fondurile speciale? Care știți, alea, domnule care senator, că niciunul dintre fondurile speciale nu le adună Ministerul de Finanțe și nu intră în bugetul de stat. Deci, domnule, sunt sume captive în favoarea unor ministere. Și dumneavoastră, în calitate de senator, ați fost la unele dintre ele cel puțin votant. N-are importanță dacă ați votat pentru sau împotrivă, dar este o bază legală. Până acum câteva momente îmi cereați foarte ritos: respectă baza legală indiferent care este ea. Acum veniți și mi spuneți că există și da, sunt 12 fonduri speciale, dar fiecare au legea lor, da, domnule. Fiecare au legea lor și aceste legi nu le-a promovat nici pe una Ministerul Finanțelor. Le-a promovat ori un grup de parlamentari, ori ministerul interesat, cel care a capturat aceste sume. Corect, domnul ministru. Această bătălie, domnule senator, nu o purtați cu Ministerul de Finanțe, pentru că am cerut în repetate rânduri și am insistat să dispară fondurile speciale sau cel puțin să intre alături de celelalte impozite și taxe în bugetul de stat și să nu mai fie sume captive la minister. Bineînțeles că beneficiarilor, și le apără. N-am avut câștig de cauză până acum, dar este o chestiune și ați bine drept să o imputați Ministerului de Finanțe. Deci, domnul ministru, eu nu sunt aici ca să port un război cu dumneavoastră. Eu sunt în măsura în care pot, chiar vreau să vă susțin, dar trebuie să acceptați și dumneavoastră realitate. Că la nivelul României există peste 50 de taxe și impozite. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar ele se constituie toate într-un nivel foarte apăsător de fiscalitate. De foarte multe ori a venit anumite persoane în România sau anumite persoane în România s-au pronunțat că fiscalitatea nu este, dacă privești din punct de vedere numai a impozitului pe profit, sigur, nu e cea mai ridicată, dacă privești dintr-un alt impozit. Dar sunt foarte puține țări în lume care să aibă atâtea de multe taxe și impozite și fonduri la un loc, care sunt suportate de cine? De societățile comerciale, de companiile naționale și de populație.
Toate astea însumate fac din România țara cu nivelul de fiscalitate printre cele mai ridicate din lume. Păi și da? Care acest nivel de fiscalitate, cumulat pe diverse ministere, pe diverse, cum spuneți dumneavoastră, au făcut ca economia românească, alături de alte nerealizări, lipsa restructurării și privatizării și așa mai departe, să alunecăm în jos din punct de vedere economic. Domnule senator, dar gândiți rotund atunci când am vorbit de faptul, citea domnul Tucă comunicatul PNL-ului și spunea să eliminăm facilitățile discriminatorii acordate unor grupuri de interese speciale, pe acelea le-ați apărat. Acum când vorbim, acolo lipsesc bani. Numai puțin, domnule senator. Acolo lipsesc bani. Acum veniți și spuneți, domnule, sunt fonduri. Dar fondurile s-au născut exact din necazul faptului că s-au dat pe de altă parte acele facilități. Fiți, vă rog, consecvent. Ori sunteți un economist care gândește cap-coadă toate lucrurile, ori spuneți clar, domnule, eu sunt partizanul a tot ce mă avantajează și sunt împotriva a tot ce pe mine mă lasă rece sau avantajează doar pe alții. Nu, domnul ministru, situația care o spuneți dumneavoastră trebuie analizată. Dacă până exportatori înțelegeți grupuri speciale, da, fie că domnule, sunt grupuri speciale. Domnule senator, dacă prin societă... nu prin categoria generică de exportatori, înțeleg grupuri speciale, ci prin exportatorii unui anume fel de produs. Bat în lemn și nu zic nimic. Prin exportatori. Deci dumneavoastră considerați că sunt diverse categorii de exportatori care trebuie să tratați diferențiați în cadrul... Nu, așa sunt tratați prin acele facilități. Nu. Facilitatea la care vă referiți dumneavoastră e foarte clar, e o lege adoptată de Parlament, susținută în mare, aproape în unanimitate, și anume că pentru exportatori, pentru toți exportatorii din România, și România are nevoie de exporturi ca de aer, se acordă o facilitate în mod egal pentru toți. Nu pentru unii și pentru alții, pentru toți. Și anume o reducere cu 50% a impozitului pe profit. Asta este o regulă corectă, valabilă pentru toți. Nu trebuie să vină unii dintre ei la Ministerul Finanțelor să obțină anumite amânări. În lege toți sunt egali și obțin, au toți aceleași drepturi și obligații. Poate l-am înțeles, dar domnul ministru a spus foarte clar că bate în lemn. Da, e regulă, să bate în lemn. Eu n-am înțeles de ce bate în lemn. Cum e aia cu să bați iapa ca să... sau cum e, domnul ministru? Prin urmare, merg mai departe. De ce sunteți bănuitor? Nu sunt bănuitor, merg mai departe. Cataramă se ocupă cu lemnul. Merg mai departe. Dacă putem discuta în România despre facilități pentru anumite categorii speciale, astea nu sunt date până legislație, pentru că legislația care se dă se referă la economia națională și la un domeniu care cuprinde în mod nediscriminatoriu pe toți cei care lucrează în acest domeniu. Discriminare înseamnă să te duci la Ministerul Finanțelor și să obții o amânare pentru că poți să deschizi o ușă sau nu poți să o deschizi. Asta este discriminarea. Da. Domnilor, eu cred că am gripă. Se pare că n-ați mai fost pe la Ministerul Finanțelor de pe vremuri, domnule. Domnule, pe mine știți ce mă enervează? Dumneavoastră vă lăudați că Viorel Cataramă e consilierul Ministrului Finanțelor. Domnul Cataramă se laudă la rândul domniei sale că este consilierul Ministrului Finanțelor. Numai pe probleme de cheltuieli. Chiar e cheltuieli, că nu și cheltuiesc nimic. Nu, domnule, tot că vorbește și trebuie să deschizi câte o ușă. Dar nu intri prin zid la Ministerul Finanțelor. Bineînțeles că trebuie deschizi câte o ușă. Dar sensul acela pe care vrei să îl dai, domnule senator, dumneata care ești beneficiarul unor favoruri legale făcute de Ministerul Finanțelor, nu ești nici dumneata ca și agent economic în lipsa oricărei eșalonări la plată, domnul, amânare la ceea plată. Ceea ce vreau eu să spun și acum este... vă provoc direct, da, domnule senator. Mă bucur că mă provoc. Cel puțin dacă s-a întâmplat de după 23 septembrie, ați deschis într-un anume fel ușa Ministerului Finanțelor? Nu. Eu personal, domnule nu. Senator, atunci exact. Nu vorbiți pe bârfele colegilor. Nu vorbesc pe bârfe, domnul ministru. Ceea ce vreau să spun eu este că pentru a elimina posibilitatea discriminării, e bine să existe o lege valabilă pentru toți. Să plătească toată lumea cota parte care să revine. Să plătească, încă o dată, corect. Și în momentul în care legea stabilește exact toate aceste condiții, lucrurile sunt în mare parte sau am făcut un pas înainte. Asta susțin eu.
că trebuie să eliminăm birocrația pe cât posibil, că trebuie să dăm posibilitatea societăților comerciale, mai ales întreprinderilor mici și mijlocii, să lucreze, să facă profit, să investească, păi, să angajeze și așa senator, mai departe. Domnule senator, mă provoca să vă pun o întrebare. Da. Ce grijă aveți dumneavoastră de întreprinderile mici și mijlocii? Când ați venit cu un act, parte din lume îl consideră generos. Se iartă toate penalitățile de înregistrate până la 31 decembrie 1998. Da. Datoriile de bază se amână de la sine un an de zile, da, și se eșalonează pe următorii. Da. Domnule senator, dacă dumneavoastră propuneți ca din arieratele adunate în economia națională către bugetul de stat să nu se mai încaseze un singur leu într-un an de zile, propuneți, nu vă supărați, moartea IMM-urilor și îngroparea lor fără cruce. De ce? Pentru că acei mastodonți, ăia sunt mari datornici pe care doar se propuneți, iartă-i de toate penalitățile, amânările la plată, da, un an de zile. Nu vor plăti nici în 99, domnule senator, și atunci, indiferent că ați fi dumneavoastră și cu alți colegi ai dumneavoastră din Comisia Economică la Finanță, vă veți îndrepta către aceste IMM-uri, în marea lor majoritate, unități absolut onorabile, cu un comportament fiscal normal. Și pe care cale de plătit, dispariție astăzi în care România, au plătit, da, de bine de rău la nivelul potenței lor și să le luați, aplicând proverbul românesc, și al șaptele rând de piele. Corect. Păi dacă deci, vă doare ministru, inima de IMM-uri, da, mă doare, pe mine mă doare, domnule senator, atunci vă rog frumos, bateți-vă cu balaurul, domnule, nu propuneți iertarea balaurului. Așa, deci domnul ministru, e bine că am avut și ocazia să fiu aici în emisiune cu dumneavoastră, pentru că telespectatorii ar fi fost informați greșit, pentru că dumneavoastră spuneți ce vă convine, adică numai prima parte a legii, dar nu spuneți și alt articol din lege care spune că aceste facilități, că aceste scutiri și amânări sunt opționale și să acordă la cerere. Și odată obținute... Și, lăsați-mă să vorbesc. Vedeți dumneavoastră un agent economic care, opțional, poate face o cerere sau nu pe un petic de hârtie să spună: iartă-mă, Minister al Finanțelor, de suma de reprezentăm penalități. Fii amabil, Minister al Finanțelor, uită un an de zile că ai de încasat de la mine vreun leu și, începând cu al doilea an, reeșalonează-mă. Domnule senator, dacă dumneavoastră îmi spuneți, da, că există un singur agent economic în stare să aibă și o altă opțiune decât aceea de a face cererea asta, eu vin și spun, bine ar fi omul ăla să margă, cum se spune în Maramureș, la doctor să se coace. Deci, adică să vadă dacă nu-i cumva bolnav, domnule senator. Deci, domnul ministru, dumneavoastră presupun că vreți să vorbiți în continuu ca să nu mai ajung eu până la sfârșitul emisiunii să spun și articolul care vă dă peste cap toată domnule teoria. Domnule senator, dacă s-ar aplica ca și la fotbal, deci, domnul, știți, să dă posesia mingii. Dumneavoastră sunteți arbitru. O să merg la următorul articol, oricât o să vorbiți dumneavoastră și oricât de puțin, domnul ministru. În sensul posesia mingii și posesia mingii, eu am 30% și aveți motive să faceți ce a spus că ar trebui să facă alții. Din ce cauză? Pentru că am spus că cei care optează pentru aceste facilități nu mai au voie să facă plăți în numerar în momentul în care înregistrează datorii către bugetul statului sau bugetul asigurărilor sociale sub sancțiunea pușcăriei între 3 și 6 luni. Prin urmare, nu fiți te gândești categoric că n-am scris chiar așa. Așa scrie, domnul ministru, n-au publicat voie în ziua. Să facă plăți în numerar altele decât... Nu, domnul ministru. Eu vă ajut. Domnul ministru, sunteți dezinformat, prost informat, luați de la domnul Tucă. Înseamnă că ați trimis la Ministerul Finanțelor, da, o variantă pe care ați îmbunătățit-o substanțial. Am transmis la Ministerul Finanțelor proiectul de lege inițiat de membrii Comisiei Economice, unde se spune foarte clar, și atunci vă spun, te gândești foarte atent dacă optezi pentru această facilitate, pentru că nu mai poți să faci plăți în numerar dacă ai datorii către bugetul statului. Deci vin pentru prima dată în România și pun restricții, îți dau facilitate, dar în o anumită condiție. Și eu vă spun că nici un sfert... Așteptați puțin, așteptați. Să ziceți că vă întrerup. Păi eu am încercat această chestiune cu trimiterea banilor la bancă. Încă o dată. Mai înainte mi-ați atras atenția că totuși au gândit ceva cei din presă și agenții economici din domeniu, pentru că așa, m-au criticat, spun... dar nu știu ce au gândit când am spus să ducem bani în sistemul bancar. Așa. Deci,
Merg mai departe. Nici măcar un sfert. Nici măcar un sfert din cei, din mastodonții ăștia de care vorbiți dumneavoastră, nu vor apela la aceste facilități. Pentru că înseamnă, în lipsa restructurării totale și eliminării totale a pierderilor din exploatare, pușcăria pentru ei sau închiderea fabricilor, fără să mai fie nevoie de intervenția PPS-ului sau a guvernului. N-am înțeles ultima afirmație. Deci în lipsa a ce înseamnă pușcăria? Da. În lipsa a ce? Deci efectuarea de plăți, efectuarea de plăți în numerar, în momentul în care înregistrează datorii către bugetul de stat, îl duce direct în pușcărie. Și atunci nu mai face. Și atunci are alternativă. Nu mai plătește nimic și închide el singur fabrica, nemai fiind nevoie de intervenția guvernului, a PPS-ului, a UAGA, al Consiliului de Administrație și așa mai departe. Dar nu aveți dreptate, că legea nu prevede că asta el... e proiectul de lege care l-am depus, domnule, și pe care vi l-am trimis prea... Domnule senator, domnul Tocă, proiectul de lege în cauză, dar... Asta e proiectul de lege, domnule ministru. Mă rog, am și explicații în următoarea situație. Agentul economic, pe care dumneavoastră vreți să-l numiți, se trezește care și el un metru cub de bani. Da. Poate să facă două lucruri, că el plăți în numerar și spuneți dumneavoastră că o pățește, sau se duce la bancă, depune numerarul și ordonă plăți. N-ați interzis, deci, domnule ministru, senator, n-ați interzis libera dispoziție asupra contului deci personal. Vreau să nu o să facă ordin de plată către Ministerul Finanțelor sau Ministerul Muncii, deci, domnul ministru, și o să facă către furnizorii. Ordinele de plată sunt considerate plăți în numerar. Îmi pare rău, astea sunt noțiuni elementare. Deci, n-am înțeles. Deci plățile astea numerar, pe denumire generică de plăți numerar, includ inclusiv transferurile bancare sau plățile prin ordin de plată. Domnul senator, hârtiuțele alea care sunt ordin de plată se cheamă instrumente de plată fără numerar. Dacă dumneavoastră spuneți că ele sunt asimilate plăților instrumente numerar, de plăți fără numerar și dumneavoastră spuneți că deci plata în sine e numerar, deci nu încheși, domnul ministru. Ordinul de plată înseamnă este asimilat unei plăți numerar. Bine, ne lăsăm pe gubași pentru că văd că aici efectiv, probabil ați avut tot timpul salariați care au făcut această treabă, sunteți în afara problemei. Între timp cred că gripa mea avansează și dacă... Deci e vorba inclusiv de plățile prin ordin de plată, până transfer al banilor dintr-un cont în altul. Domnule senator, fiți calm. Sunt calm. Între timp, putea și domnul Viorel să vă spun dumneavoastră de 100 de ore în seara asta. Între timp, gripa mea avansează, dacă dumneavoastră o să reușiți să puneți o taxă pe gripă, probabil că veți mai câștiga, veți mai aduce la bugetul statului dar niște gripa bani. Gripa să fie foarte scurtă. Important e să puneți taxa pe gripă. De ce ați venit cu, apropo de ordonanța 50, de ce ați dat această ordonanță între Crăciun și Anul Nou? Nu e adevărat, nu e dată între Crăciun și Anul Nou. Această ordonanță este dată cu multă vreme înaintea Crăciunului, dacă două săptămâni înseamnă multă vreme. Și am avut, domnule Tucă, o conferință de presă în ziua ei imediat următoare după ce ordonanța a trecut. Credeți că o astfel de ordonanță poate să fie dusă la, să fie îndeplinită într-o perioadă de 2-3 săptămâni, când se știe foarte bine că există o anumită inerție și ar trebui cel puțin 6 luni. M-am gândit că trebuie îndeplinită în 2-3 luni, în 2-3 zile. Ea trebuie îndeplinită permanent, atâta timp cât va fi în vigoare și nu vă supărați, nu s-au cerut bani în prima zi. Nu s-a cerut decât depuneți o cerere până la data de. Am corectat. A părut că e prea puțin să se facă o cerere în 10 zile. Am corectat-o și am prelungit termenul de a depune o cerere până la 31 ianuarie. Nici n-am cerut bani până atunci. Nimeni banii de la... se plătesc în dinainte rate. Dinainte de Crăciun până la 1 ianuarie n-a lucrat nimeni, domnul ministru. Știți dumneavoastră foarte bine. Mai ales instituțiile de stat și-au luat acele zile libere. Da, mi-am dat seama că n-au lucrat, că nu ne-au căutat la sediile administrației financiare. Da, trebuia să știți asta. Dumneavoastră sunteți foarte bun la teorie, însă practica vă omoară. Când e vorba de a aplica... Domnule, tu că nu faceți afirmații categorice. Dacă am totuși un actu, la practică vă dau mă un exemplu mai pentru bine. Care v-aș ruga în fața telespectatorilor să vă cere scuze. Să vă cere scuze pentru îmbulzeala și modul aproape criminal în care oamenii își plătesc dările către stat, impozitele pe... Modul pe nu e criminal, poate tratamentul să fie, dar tratamentul modul în care plătesc dânsii este un mod onorabil. Păi modul în care plătesc, în momentul în care... Faptul că se benefică, spun un adevăr unde favorabil cetățeanului, datorită unde faptului că benefică la primărie. Toate, până la ultimul leu. Ce face primăria cu ele? Nu știu, probabil astupă gropi.
Nu știu. Dom'le, să-l văd pe ăla de la primărie, cel puțin la București, după ce îi plătesc taxa, că aleargă și să înghețe să astupe gropile. Așa cum se înghețe aproape că... Dom'le, o ipoteză. Dar, dom'le, că nu vorbesc cu dumneavoastră. Respect administrația publică locală, autonomia lor. Eu v-am dat un exemplu. Probabil nu astupă grop cu ei, fac fațade. Nu este o chestiune a ministerului. Să-i văd că aleargă după ce au încasat banii să facă fațade, să-i văd că se înghesuie cu scările și cu gălețile de var, să se înghesuie așa cum se înghesuie amărâtul de cetățean, desconsiderat în ultimul pentru hal. Pentru bucureșteni și pentru toate orașele mari ale țării, pot face afirmația, domnule Tucă, da? A faptului că 99 vor avea bugete mult mai frumoase. Odată prin acea parte din impozitul pe salarii care rămâne la consiliile locale și prin aceste impozite astăzi blamate. Dar se vor întoarce benefic asupra cetățeanului din localitățile, domne, respective. De o parte există statul și de partea cealaltă cetățeanul. Aici nu e statul. Nu e statul, aici este comunitatea locală de o parte, domne, și de aia cetățean. Nu e tot statul, domne, și ăla. Nu e stat, comunitatea locală primăria nu e, e, tot nu e statul, stat. Stat e numai România, primăria în întregul ei. E tot statul, domne. Primăria nu e administrația, domne. De o parte este administrația și de o parte sunt... Da, de acord cu dumneavoastră. De acord. Administrația sunt cetățenii care se înghesuie aproape ca niște animale să-și plătească dările către stat. Nu am văzut niciodată înghesuindu-se primarul sau nu știu care de la administrație că vine să ofere un serviciu cetățeanului. Nu-mi reproșați. Dar nu vă reproșez, vă discutăm. Atunci, vă rog foarte mult, mie îmi place să mă uit la dumneavoastră. Să spuneți eu cu aceeași vehemență, domnului senator. Domnule senator, ați mai pomenit undeva în vreo țară, pe pământul ăsta, pe pământ, să se înghesuie omul să-și plătească dările către stat? În afară de România? Ei, domnul Tucă, versurile sunt pe pământ, avem de toate, și mai bune și mai rele. Dumneavoastră numai ale rele, domne, le scoateți în evidență. Domne, spuneți-mi care sunt și mai bune, domne. Spuneți-mi unul și mai una și mai bună. Eu sesizez de la an la an, domne, că se schimbă fața orașului. Nu se schimbă fața orașului. Și aici orașului, și la mine, la Baia Mare și în alte localități. Luați-o cu mașina de aici până la Elvila să vedeți cum se schimbă fața orașului. Da, și acolo, în zona Elvila. Știți altă țară sau nu știți? Nu cunosc situația. Hai, toate nu, țările... nu vreți să răspundeți, nu cunoașteți. Asta e problema. Apropo de... Haideți să intrăm în ultima parte a emisiunii. Mai avem 20 de minute de emisiune. Să intrăm în legătură cu telespectatorii și cu acest spațiu le aparține. Apropo de ce spunea domnul Cataramă, și o să mai avem o discuție despre plecarea domnului Cataramă în Valea Jiului. Îmi pare rău, dar trebuie să fiu de partea domnului Cataram aici. Și am să vă spun și de ce. Și eu o să apăr poziția domnului Cataram și dumneavoastră o să înfierați ca cum a fost înfierat aseară domnul Cataram. Dar nu m-am puțin, domnul Tucă. Așa. Ce îmi cere să înfierez la Cataram? Faptul că s-a dus în Valea Jiului. Dar de ce? Pentru că așa a făcut... Eu n-am fost trimis de nimeni aici să-l înfierez pe domnul Cataramă. Așa a făcut Partidul Național Liberal, dumneavoastră sunteți Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal se exprime prin vocile autorizate, domnul președinte Chintu și domnul prim-vicepreședinte Stoica. Lasă-ți, domnule, dumneavoastră reprezentați conducerea și eu sunt apărătorul domnului Cataramă. Nu, eu reprezint un om de rând din PNL. Reprezentez ministru. Papilon Textil, o firmă a trimis azi un fax pe adresa emisiunii. Întrebare pentru domnul Remeș. Vrea răspuns clar, fără poezie. Este rugămintea mea, așteaptă Petru Buligan Timișoara. De două luni de zile așteaptă un semnal verde, mașini și utilaje din Germania pentru a mai crea încă 50 de locuri de muncă. Domnule Remeș, le scutiți sau nu de orice taxe? Le recunoașteți ca investiție din profitul reinvestit conform legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 92/97, investiții directe? Răspuns foarte concret, domnule Tucă. Eu nu am dreptul, nu am calitatea de a scuti pe cineva de orice taxe. Dacă răspunsul domnului Remeș este negativ, aceste locuri de muncă vor fi dăruite altor țări. Hai să luăm publicitate, dar înainte de publicitate, mai avem publicitate, da? Și după aceea, avem un telefon pregătit? Avem, da? Bun, după aceea am dat pe rând legătura cu telespectatorii, însă înainte de publicitate, câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. Cum s-au jucat minerii de avenirea la București pentru a testa reacția forțelor de ordine. Din pagina 3, aflați cum s-au desfășurat ostilitățile de ieri din defileul Jiului, de-a minerii și vardiștii prin defileu, așa cum titrează Jurnalul Național. Citiți în pagina 45 cum a fost pedepsit Viorel Cataramă de colegii săi din PNL și aflați dintr-un interviu pe care l-a acordat ziarului nostru cum i s-a luat senatorului liberal, cum i l-a luat
Iertați-mă, pe care ziarul nostru i-a luat senatorul liberal, cum se gândește domnia sa să-și continue activitatea politică? În pagine 5-6, ce se mai întâmplă cu cei trei marinari români luați ostatici de teroriștii somalezi? De asemenea, citiți un interviu cu unul dintre teroriștii care îi țin în captivitate pe români. Din pagine 10 și 11, aflați cum s-a gândit Ministerul de Finanțe să repare ce a stricat, adică să înlăture cât de cât haosul de la administrațiile financiare. Din pagina de sport, aflați de ce n-au mai ajuns și Mudică și Lupul la vizita medicală pe care jucătorii Rapidului au efectuat-o. Publicitate, vom intra în legătură cu dumneavoastră după aceea. Continuăm emisiunea. Bună seara, o emisiune maraton în această seară. De asemenea, trebuie să vă anunț că luni seara va fi o emisiune cu totul și cu totul specială, o emisiune pe care probabil că o așteptați de 6 ani încoace, un invitat surpriză. Veți vedea luni seara despre cine este vorba. Bună seara! Alo? Da? Bună seara! Bună seara, doamnă, și vă rog să mă iertați că ați așteptat atâta vreme pe fir. Nicio problemă, interesante discuții. Am avut să ascultam. Vă rog. Deci, mă numesc Rusu Gaviela, sunt din București. Da. Deci am 3 întrebări cât se poate de scurt. Vă rog, doamnă. Vreau niște răspunsuri foarte clare din partea domnului Remeș. Mă scuzați, bună seara și invitaților noastră. Să română. Deci vreau niște răspunsuri foarte clare de la domnul Remeș, da, și o părere personală și din punct de vedere al senatorului domnul Cataramă și președintele Comisiei Economice a Senatului. Poți, da, vicepreședinte al Partidului, da. Deci, în primul rând, aș vrea să întreb dacă domnul Remeș s-a gândit în momentul în care a catalogat angrosistul și detailistul, s-a gândit că fac parte din aceste două categorii, deci se împart în mai multe deci face parte distribuitorul, care se numește tot angrosist și rulează, deci are niște cantități foarte mari de marfă și plătește 10 milioane, deci din punct de vedere al taxelor, și acela care este de fapt intermediar, dar se numește tot angrosist, deci este intermediar între fabrică și prețul cu amănuntul, care nu rulează aceeași cantitate de marfă. Deci, din punct de vedere al taxelor, deci dacă s-a gândit când s-a făcut această clasificare. Așa, ați zis că sunt scurte întrebările, haideți. Da, scurte. Și în al doilea rând, deci vă dau cazul meu concret, deci nu fac parte din cei care fac evaziune fiscală. Aș vrea să vă întreb, deci până acum eu am avut contracte cu fabrici de bere, am comercializat berea, acum nu mai pot să iau aceste contracte, dumneavoastră ați limitat numărul acesta, eu îmi plătesc aceste taxe, dar ce vând pe urmă? Fabrica nu mai puteți să faceți contractele respective. Și gândiți-vă la locurile de muncă care rămân goale. Deci dumneavoastră nu mai puteți să faceți contractele, să continuați, să renuiți? Nu se mai poate, pentru că eu nu mă încadrez în acei 15 angrosiști, dar până acum eu am avut contracte. Deci asta spun foarte clar. Am înțeles. Prin limitarea numărului de 15 angrosiști, părerea mea este că se încalcă și legea concurenței, și o a treia, nu întrebare, este o părere, cred că sunt în asentimentul multora. Deci, vă gândiți la imaginea care ați creat-o, pentru că investitori străini sunt cei care au venit în țară și dumneavoastră, prin limitarea lor, îi faceți să plece. Sunt fabrici mari, vă dau exemple, și ziarele și presa, toată lumea știe, care au declarat că își doresc investițiile înapoi și pleacă. Dumneavoastră ați asigurat cumva protecția socială acestor oameni care rămân fără loc de muncă? Bun. Vă mulțumim pentru întrebări. Bună seara, mulțumesc, domnule ministru, pe scurt. Mai avem 10 minute și sunt foarte mulți respiratori. Noi am definit în corpul ordonanței și distribuitorul și angrosistul și detailistul. Între distribuitor și angrosist nu este suprapunere. Acolo unde este vorba și de distribuitor și de agent comercial și de marketing, am permis un distribuitor pe județ și 15 angrosiști. Aș ține să precizez pentru toată lumea că 15 angrosiști sunt la un distribuitor și distribuitorul acela e a uneia dintre fabricile din România. Deci, un județ nu va avea un distribuitor. Un județ poate să aibă atât distribuitori câte fabrici de profil sunt în România. Și lângă fiecare asemenea distribuitor sunt 15 angrosiști. Doamna mă întreabă vis-a-vis de taxe. Chestiunea este următoarea. Noi am introdus taxe pe grupe de băutură acolo. Cine are potență, cine are spații, cine are
în mijloace de transport. Cine are afaceri de anvergură poate să atace toate grupele de produse. Cine nu, se răstrânge la una, la două. Și ca atare apare și diferențierea între... Da, doamna vă întreba între... foarte clar, domnia sa nu mai, n-a mai putut să renunească contractele pe care le-a avut. Nu se poate, domnule, tu, că nu sunt în țară comercianți în momentul de față și întrebați-i pe cei de la fabricile de bere. Aveau un număr de circa 230-250 cele mai mari fabrici de bere și noi permitem 47 domnule ori ministru, 15, deci adică 700 și ceva. Nu mai poate să renunească... Are, își poate găsi locul pe piață, doamna, identificând efectiv lanțul comercial la care se poate și dumnea ei apropia. În ce privește investitorii străini, mie nu îmi par atât de simple lucrurile. Investitorii străini, în măsura în care vorbim efectiv și avem în domeniu realități peste care nu se poate trece, au o avere în România desfășurată la lumina zilei, au construcții, au linii tehnologice, au mijloace de transport, au rețeaua de distribuție făcută. Această afirmație făcută, probabil în momente de supărare, că investitorul străin va pleca, nu poate să fie valabilă, că nu se abandonează averi de dimensiunea acestora. Nu pleacă investitorul străin pentru că nu are o valiză și în valiza respectivă toată averea. Așa văd eu lucrurile și am convingerea că într-un interval scurt de timp ne va da dreptate viața. Am înțeles. Bună seara! Alo? Bună seara! Vă ascultăm! Sunt Georgel Costache, director tehnic de la SC Vincom Vrancea ESA. Așa. O întrebare pentru domnul ministru Remeș. Vă rog. Domnule ministru, din ordonanța 50 reiese foarte clar cele trei coordonate la care se referă, și anume alcool etilic alimentar și băuturi alcoolice, tutun, cafea. Eu doresc să mă refer la prima coordonată și anume alcool etilic alimentar și băuturi alcoolice. Doresc ca specialist enolog să fac următoarea precizare. Că există două feluri de băuturi alcoolice. Băuturi alcoolice spirtoase ce conțin alcool etilic alimentar și băuturi alcoolice naturale ce nu conțin alcool etilic alimentar, ca de exemplu vin, rachiuri naturale, vinasuri. Fac această precizare deoarece în ordonanță nu s-a specificat clar care sunt băuturile alcoolice ce intră sub incidența ordonanței 50, creindu-se confuzie și lăsând loc de interpretări, astfel marii producători de vinuri și băuturi alcoolice naturale nu lucrează nici în acest moment, întrerupându-și activitatea după 4 ianuarie 1999. Domnule director, cred că înțeleg ce vreți să mă întrebați. Părerea mea Vă pun întrebarea, domnul ministru. Vă rog. Vă rog, domnule, să precizați clar dacă producătorii de vinuri și băuturi alcoolice naturale, rachiuri, vinasuri, intră sau nu sub incidența ordonanței 50. Domnule director, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare și dacă dumneavoastră, și mi-am dat seama de acest lucru, sunteți un stăpânitor corect al limbii române, sunt clare și pentru dumneavoastră. Și dacă vă uitați în paginile ordonanței, veți vedea un lucru. Am plecat cu alcool și producători de băuturi din alcoolul respectiv. Când am introdus în ordonanță prima dată categoria vinuri, când am trecut la comercianți, acolo am venit pe grupă de vinuri și am introdus niște taxe la comercianți. Producătorii de vinuri și de rachiuri naturale nu au fost ținta autorizării inițiale. Este vorba de alcool și de băuturile care se produc din alcoolul care se face de regulă din cereale, din melasă sau știu eu care alte materii prime. Nu am scris nicăieri producători de vinuri. Și dacă mă înțelegeți, înseamnă că este între noi și dumneavoastră și între Ministerul Finanțelor și toți producătorii de vinuri din România, pace și bună înțelegere. Vă mulțumesc, domnule ministru, dar vreau să vă spun că noi ne-am adresat șef,
șefului, șefe de servici de cadrul Ministerului Finanței și, din păcate, în primele zile după 4 ianuarie, ni s-a spus că intră și vinul și rachiul natural. Domnule director, este posibil să fi avut acest răspuns, dar mie îmi pare rău că ați simțit nevoia, lângă un text foarte clar, să mai cereți și o precizare. E un păcat românesc, e un păcat românesc să mai avem pe lângă o lege și o adresă cu un oarecare gir oficial care să vină să întărească actul legislativ. Nu era nevoie de acest lucru. Eu sunt, ca și dumneavoastră, convins de faptul că ați înțeles bine și ați înțeles din capul locului textul. Bun, vă mulțumim, domn director, numai bine. Și eu vă mulțumesc. Numai bine, bună seara. Domnule ministru, haideți că, în primul rând, vreau să vă întreb, un ziar central de mine, un cotidian central, anunță demisia dumneavoastră. Anunță cum că dumneavoastră v-ați dat demisia. Nu am acest ziar aici, mi-a fost comunicat în cască. E adevărat sau nu? Este o vorbă celebră. Proba. Deci nu v-ați dat-o și după felul în care v-ați susținut aici cauza, nu a dumneavoastră, ci a ministerului, mă îndoiam. Haideți să vă pun întrebări și v-aș ruga din cele recepționate de colegii mei și v-aș ruga să răspundeți pe foarte scurt, iertați-mă. Domnule, tu că mai îndreptați-vă și spre colegul meu de partid, domnul senator Cătarama, pentru că pare nedrept altfel. Lăsați că îl întreb după emisiune. Marti Ioan din Baia Mare, ce legătură aveți, domnule ministru, cu firmele de îmbuteliat alcool din Baia Mare? Nu am nicio legătură. Am avut o legătură foarte corectă. Am fost la o anume firmă colaborator pentru probleme de asistență și de evidență contabilă. Am înțeles. Cum veți putea conduce, același telespectator, cum veți putea conduce Ministerul Finanțelor dacă nu ați reușit să conduceți două societăți comerciale unde ați fost director? Am reușit să conduc foarte bine peste tot pe unde am fost, inclusiv societăți comerciale, până în anul 1992. Ce legătură este între Ministerul Finanțelor și Imprimeria Națională? Ministerul Finanțelor garantează încasarea cecurilor fără numerar? Popescu Elvira din Roman întreabă. Imprimeria Națională este o regie autonomă care, datorită profilului ei de activitate, este subordonată Ministerului Finanțelor. Da. Nu am nicio legătură ministerul sau imprimeria cu cecurile. Cecurile sunt ale sistemului bancar. Noi putem să facem imprimate de orice chip, dar nu am venit să și garantăm folosirea acestora de către beneficiarilor. Pentru cine a fost dată ordonanța de urgență 50? Pentru că această ordonanță lovește foarte mult populația. Când își va da demisia domnul Remeș, întreabă Bogdan Popescu din București. Înainte de demisie are de gând să pună impozit pe prostie? Altă întrebare a domnului Popescu din București. Rusul Doina din Cluj are două fetițe gemene și nu are posibilitatea să plătească. Dar înșirați numai întrebările? Nu are rost să răspundeți la asta. Vreau să vedeți și care este starea de spirit a populației. Are două... Păi, răspundeți la întrebarea asta. Nu, domnule. Răspundeți la întrebarea asta. Care? Rusul Doina Cluj-Napoca are două fetițe gemene și nu are posibilitatea să plătească și impozitele și întreținerea lor. Ce să facă? Impozitele a fetelor sau impozitele a ce? În general, impozitele. Păi nu vă supărați, eu nu sunt responsabil de situații particulare. Bun, ce se va întâmpla cu cei care au cumpărat case după 1990 și care erau scutiți prin lege de impozit pe 10 ani? Sănătate, numai bine, vă spune domnul ministru. Care a fost rațiunea fixării termenului pentru procurarea formularelor de impunere? Bucur Luiza din Ploiești. Grija de a veni în ajutorul cetățeanului care beneficiază de reducere dacă plătește la timp și grija de a permite finanțarea consiliilor locale. Dosa Marius, Târgu Mureș. Se plătește o singură dată taxa pe firmă sau pe fiecare articol în parte? Care taxă? E vorba de taxa la articolul de taxele la din ordonanța 50. Taxele de autorizare sunt cazuri diferite. Eu nu știu în ce categorie intră cel care întreabă. Este producător, este angrosist, este detailist. Bun, perisabilitățile sunt deductibile? Perisabilitățile sunt în momentul de față într-un act legislativ care urmează să treacă prin guvern. E foarte și... curios. Senatul a făcut un amendament la ordonanța 70, celebra ordonanță 70, care a fost amendată de nu știu câte zeci de ori până acum, dar nu există norme metodologice. Există
Trebuie plătite din nou măsuritorilor de măsurătorile la casă? Întreabă Blănarul Marian din Bacău. Noi luăm suprafețele pe declarația posesorului casei. Noi nu le cerem măsurători. Dacă declarațiile sunt false. Asta este o chestiune care se va regla cu primăria. Declarațiile, dacă sunt false, se vor trata așa cum prevede legea. Dar pentru cei care au... vorba de actele contabile la cei care impozitați băuturile, nu ați dat un ordin pentru toți la fel? Nu ați mai luat, nu v-ați bazat pe actele celor care li se impozită băutura? Spuneați dumneavoastră mai devreme. Nu pricep la ce vă referiți, dumneavoastră. E greu acum, că e târziu. De ce nu a fost pusă taxă pe venitul global la case și apartamente? Întreabă domnul Popescu din Târgu Jiu. Se vor pune taxe pe pășunat și pe animale? Cât la sută? Păi bună. Domnule Tucă, da. Sunt taxe pe pășunat, sunt taxe pe pășunat. Pe animale, deocamdată, după câte știu eu, fiind bun și intrând la venitul agricol, alături de pământ, Convenția, când a venit la putere în 96, a suspendat acest impozit pe 4 ani. Domnul Catarame este foarte atent. Când merge Ministerul de Finanțe să propună să fie suspendată suspendarea? Ei bine, Ministerul de Finanțe, cât eu sunt acolo, nu va merge să propună suspendarea acestei suspendări. Respectăm această hotărâre a Convenției Democratice. Dacă o întreprindere mică, eu sunt Mihai din București, are stoc de 20 de milioane, iertați-mă, dați-mă să pun și eu întrebare. Nu, dar era, dacă tot vorbim de Convenția Democrată, în contractul cu România era anularea impozitului pe profitul reinvestit. Dacă respectăm. Dacă o întrelasați, care contract, domnul Cătărăm? Dacă o întreprindere mică are stoc de 20 de milioane de litri dintr-o anumită băutură, șampanie, n-am înțeles, domnule Tucă, întrebarea. O întreprindere mică are un stoc de 20 de milioane de litri. Da. Adică un litru pentru fiecare român. Să ne trăiască întreprinderea mică. O secundă. Dintr-o anumită băutură, șampanie, de exemplu, pentru care și numai dintr-un sortiment. Pentru care nu a cerut în 99 autorizație, pentru că nu vrea să înrenuiască stocul, ce face cu băutura existentă? Se duce la Direcția Finanțelor Publice, face declarație în acest sens și cere dreptul de a o vinde către oricare dintre comercianții din domeniu care posedă autorizație. Și intră pe firul legal băutura respectivă. Dar totuși, domnule Tucă, nu pot trece peste faptul că are 20 de milioane de litri dintr-un singur sortiment, domnul... și ziceți întreprindere mică. Domnul Remeș, este întrebarea plecată la telespectatorii noștri. N-am făcut așa. Să crească mare întreprindere. Această întrebare, publicitate pentru ultima dată și vom pune punct final după aceea emisiunii cu două, trei întrebări. Mulțumesc. Bun, ultima parte a emisiunii, vă mai pun câteva întrebări. De ce nu se plătesc taxele pe tutun procentual? De ce nu se ține cont de zonele în care sunt amplasate magazinele? Oamenii preferă astfel să-și închidă afacere, să-și pună banii în bancă. E o altă întrebare de la Ionescu Ion, patron din Brăila. Borș Costel, Bârlad, se va suplimenta bugetul cu banii luați de la cei handicapați care nu sunt scutiți de impozite? Pensionar. E o întrebare. Da, Tipuica Adam, ce se întâmplă cu cei care au cumpărat case după 90 și conform legii sunt scutiți de impozite pe 10 ani? S-a abrogat această lege. Sănătate, vă transmite domnul Remeș. Este legală ordonanța de urgență 50? Cum se poate ca ordonanța să anuleze prevederile legii 61, scutirea de impozite? Uite că se poate, pentru că în România e totul posibil. Domnul ministru a spus foarte clar, trebuie să din când în când să mai apară și legi noi. Victor Deleanu din Cluj, îmbuteliază băuturi. Există o adevărată mafie la Imprimeria Națională. O simplă factură costă 4.000 de lei, vă anunță domnul Victor Deleanu. Dacă plătește factura pe facturi, nu poate vorbi nimeni de mafie. Ăsta este prețul imprimatului special. Elvira Catana, Oradea. Cum au fost făcute departajările la taxe? De ce nu a lăsat ministrul Reme societățile să fie eliminate de concurență și nu prin forță? Uite, întrebarea domnului Cataram. De ce se încurajează nemunca în România? O altă întrebare a domnului Cataram. Cum se încurajează nemunca prin această ordonanță? Nu, vorbea în general, nu se face referire la această ordonanță, domnul Mie. Atunci, aici este subiectul de predilecție a domnului senator. Vă poate ține emisiunea în condițiile în care nu s-au recorelat pensiile. Cum se va putea descurca și va s-au recorelat pensiile în finalul anului trecut la mai bine de 1 milion de beneficiari. Sunt vreo 5 până la urmă milioane de pensionari. Acestora li se
cerea recorelare pentru că aveau pensii foarte mici. În condițiile în care nu s-au recolerat pensiile pentru milioanele neamintite de domnul Remeș, cum se va putea descurca și va putea plăti impozit pentru casă un pensionar? Consideră corect domnul Remeș să-i impoziteze pe cei sărmani, iar pe cei care dețin 2-3 apartamente închiriate pe $100? Acestora li se aplică aceleași impozite? Care este procedeul exact pentru depunerea la administrația financiară a actelor privind impozitarea locuințelor? Bine că mi-a adus aminte telespectatorul nostru. Sunt câțiva colegi de-ai mei care vă roagă că e greu. Sunt de dimineața până seara la redacție. Nu fac asemenea servicii, domnule Tucă, iertați-mă. Măcar pentru mine și domnul Cataram. Nu fac asemenea servicii. Stați o secundă. Două, trei dați dumneavoastră la administrație financiară peste rând acolo. Nu, domnule Tucă, eu sunt un tip principial de felul meu. Să dea Dumnezeu, domnule Remeș. Dacă aș avea, și păcat că nu am casă în București, aș sta la coadă ca să comentăm ordonanța. Unde stați în București? Cu fiul meu. Bun, cu fiul, dar unde? Că... În drumul Taberei. Drumul Taberei? Da. Unde? La dincolo de Orizont? La Orizont, pe acolo? Lângă, dincolo de Orizont, lângă Favori. Nu, pentru că am văzut că nu știți unde e Ferentariu. Mă întrebam cum ajungeți pe drumul Taberei. Probabil dar că... trec prin Ferentari când mă duc în drumul Taberei. Depinde de unde. Puteți să treceți și prin Caracal ca să ajungeți în drumul Taberei. Voi încerca, domnule. Bun. Eu vă mulțumesc amândurora pentru participarea în această seară la emisiune. A fost o emisiune maraton, am trecut de orele 22. Se termină acum emisiunea Marius Tucă Show. Ne vom reîntâlni începând de luni, până atunci un weekend plăcut și luni, așa cum vă spuneam, o emisiune cu totul și cu totul specială, cu un invitat pe care l-așteptați de mai bine de 6 ani, o emisiune care... pe care nu trebuie să o ratați. Vă mulțumesc și țineți aproape.